Alin. Bună ziua, bună seara, bună dimineața, oriunde ați fi și încă aveți curaj să vă uitați la chestia asta. Bun venit la cea de-a 19-a ediție a podcastului de weekend. Ca de obicei, salutul de colegul meu Alin Ciubotaru. Salutare, populime! Azi m-ați prins într-o dispoziție excelentă. O să fie propăd. Ma bun, înainte să ne apucăm de secțiunea de știri care e extraordinar de lungă, actually nu, da, mă rog. Hai să discutăm o leacă despre ce s-a întâmplat la Dej. Bă, mulțumim alora care ați mai donat câte un pic pentru Dej. La momentul, în primul rând. Da, la momentul înregistrării ăsteia sunt 7 oameni care au donat, în total 186 de lei, parcă. Vă mulțumim. Aproape. Chiar vă mulțumim. Nu, serios. Așteptăm mai mult, pentru că reportajele de genul ăla, ați văzut cum au ieșit, nu se fac ușor, e muncă de zi întreagă numai pentru partea de interviuri și de investigație. După aia, nu, mai e munca mea la scris, mai e munca lui Lucian la editat clipurile. În total vreo 14-15 ore mi-au luat ca să editez toate 6 episoade. Două zile de muncă full zi lumină în care se fac reportajele. Dar mulțumim celor care au donat. Chiar apreciem chestia asta. Cât despre reportaj, nu, ai văzut. Noi am zis că o să fie rasist. A ieșit realitatea pură, efectiv. Chiar dacă unii au zis că nu, că primarul e rasist și e anti-țigani. Nu, primarul nu e anti-țigani. Primarul e anti-țigani care își exploatează copiii și se folosesc de sistemul social de stat ca să stea pe buci acasă. Atât. Ceea ce nu sunt convins că e un lucru rău până la urmă. Adică toată lumea ar trebui să fie anti-oameni care își exploatează copiii prin muncă, nu? Absolut. Mie mi se pare logic. Adică totul până la copii, frate. Mm. Totul până la copii. Nu mă interesează că e țigan sau că e român, că e ungur sau că e, bă, știu eu, paștele măsii ce, secui. Dacă l-am văzut că își trimite copilul în stradă la cerșit, pentru mine omul ăla e bun de jupuit, trecut prin sare și după aia trecut prin miere și pus muștele pe el. Cam așa ceva, da. Nu, totul până la copii, frate. În momentul în care sunt oameni ca mine cu boli serioase și așa și muncesc ca să asigure copilului un trai cât de cât decent, nu tolerez să văd un copil în stradă la cerșit. Da, și mai ales cu părinți perfect sănătoși și alți de muncă. Și vorbeam acum cu țiganca din Botoșani, cu prietena mea, cu Mirabela, și îmi spunea, bă, acolo da, dar uite că la noi aici sunt români care își trimit copiii la cerșit. Mm-hmm. Indiferent. Dar și pe aia spânzura în aceeași măsură. Adică... Absolut. Român sau țigan nu mă interesează, ți-ai scos copilul în stradă să întindă mâna, te-am rupt. Da, plus că cum arăta lucrurile, adică vorba aia, bun, ne trebuie un pic de subtitrare la interviul cu Ilie Trancă, ce-i drept, că când îl editam, la un moment dat dădeam înapoi, stai mă, ce-a vrut să spun aici, așa spolțiune, de jur că n-am înțeles ce-a vrut să spun. Nu, nici eu, s-o contrazis în s-o contrazis de vreo câteva ori. Erau 90% din copii din afara comunității, ba erau din comunitate, ba el nu generaliza, dar vorbea în general. Da, chiar și așa, la sfârșitul zilei, porțiunea care conta cel mai mult pentru scopul investigației astea era faptul că omul chiar era de acord cu primarul. Da, da, da. Și mai amuzant de privit a fost faptul că dânsul nu avea deloc un limbaj progresist din ăsta, că domnule, orice... Nu, a început din prima, domnule, noi avem și drepturi în țara asta, dar avem și obligații. Da, și trebuie să-și muncească. Da, și trebuie să mai și muncim, trebuie să ne mai și integrăm în comunitate, dacă vrem ca restul comunității să ne respecte. Ceea ce e perfect, perfect de acord. Corect, perfect corect. Acum, nu, că omul are trecutul pe care îl are, nu l-a pus nimeni să fure. Sigur că da. Dar ca discurs și ca acțiune e foarte ok. Cred că asta au făcut și țiganii să fugă de cameră când am venit noi. Probabil faptul că s-au dus și eu la rost și le-a zis, bă, fraților, stați așa că nu e așa. Da, da, da. Și, da, și de data asta chiar am noi bățul. Exact. Și nu, și nu primărie. Uh-huh. Și de-aia cred că au și fugit. Pentru că, într-adevăr, pentru cei care au văzut clipul, i-am filmat, mă rog, am înregistrat doar sunetul. În momentul în care am scos camera, s-a făcut liniște în jurul nostru, de sportul a rămas numai câțiva copii. Da, când am coborât noi din taxi,
că te duci numai cu taxiul întâi, ajungi, da, te duci pe jos. Am coborât noi din taxi, era full de oameni și în secunda în care am scos trepiedul și am pornit camera, s-a auzit plincul de rec, zium, liniște. Total. De-aia am și putut să facem filmările alea cu blocurile. Am văzut că era gol, da, tocmai pentru că au dispărut efectiv, da, peste tot. Cu 5 minute înainte era full și când am scos camera s-a făcut liniște. Surprinzător, că de obicei ei stau la cameră. Da, și nu se sfiez de camere. De data asta cred că majoritatea au realizat Corcomiso. I-a făcut probabil tracă să realizeze lucrul ăsta. Da, și bă, dacă au realizat Corcomiso, e un pas. E un pas înainte, sigur. Că e un pas, înseamnă că undeva mai există o urmă de rațiune în oamenii ăia. Mm-hmm. Poate până la urmă reușește și primarul să-i ia copiii aia să-i ducă la școli. Mm-hmm. Sper. Da, și oricum, primarului nu prea e ce să e. Singurul lucru pe care îl putem reproșa e că a avut foarte multă limbă de lemn în timpul interviului. Da, și dar până la urmă el e oficial ales, cam trebuie să vorbească așa, e cam eticheta. E discursul ăla al primarilor, al parlamentarilor, care nu curge natural. Da, pentru că se vedea că la unele din ele avea răspunsurile exersate, că nu ți iese formularea aia. Nu doar că le avea exersate, dar erau repetate. Era același răspuns ca în rantul lui ăla de pe Facebook. Da, da, da. Nu, eu îl înțeleg că nu poate vorbi altfel. Mm-hmm. Ia lumea la p***. Mm-hmm. Dar e o chestie pe care, într-adevăr, omul era foarte pornit pe ăia, pe țigani, mm-hmm, dar pe ăia care îi cauzau lui probleme. Mm-hmm. Nu pe ăia care munceau. Să înțelegeți că omul are ceva cu țigani. Nu, omul nu are nimic cu țiganii care își văd de treabă, care măcar vin să-și facă orele de ajutor social, care își trimit copiii la școală. Nu, omul are o problemă cu majoritatea celor despre care se vorbeau. Erau gabori, mm-hmm, sau corturari, mm-hmm, care îi creau probleme serioase, devin agresivi. Ați văzut interviu, link probabil o să pună Lucian mai jos cu interviu. No, mai mult de atât n-am ce să... Da, da, da. Oricum, am preferat să publicăm interviurile integrale, fără excerpturi, și editarea mai mult a fost la audio, ca să audă decent, că cel puțin ăla cu Ilie Tranca a fost luat în condiții foarte aprige. Că aveam piranda la stânga mea în spatele și camerei. Și vânt și gălăgie de mașini și ăsta și mai erau, da, și mai erau și niște plozi în spatele meu care puneau manele la telefon. Da. Taie toate alea. Acolo am editat mai mult. Dar am preferat totuși să le punem într-un final oarecum needitate, în sensul că n-am tăiat nimic din discursurile celor cu care am vorbit. Tocmai că, bă, la urmă, dacă nu ne credeți pe noi, ălea sunt materialele, vă faceți... Absolut. Nu, noi nu procedăm ca Viciu România să scoatem bucăți din material și să-l facem să sune bine pentru noi. Nu. L-am pus integral. Într-adevăr, în reportajul de pe presa locală am scos bucăți din interviu pentru că, mă, copii, voi nu știți ce înseamnă să redactezi 3 interviuri de câte 25-30 de minute fiecare. Înseamnă 4 zile de muncă numai în fața laptopului la redactat. Da, 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 stai și asculți, transcrii. Scrii, le adaptezi, pentru că la Ilie Trancă, de exemplu, ar trebui să adaptezi textul ca să sune cât de cât logic. Nu pot să fac chestia asta. Nu am timpul necesar. Și sincer, acum nici incentiv. Da, tocmai de asta există proba video întotdeauna. Exact, de-aia am adăugat probele video acolo. Nu mă credeți din ce e scris mai jos acolo clip. Da. Oricum, ideal ar fi că am vrea să mai facem reportaje de genul ăsta pe un anumit subiect. Exemplu, discutam mai devreme, înainte să ne apucăm de filmat, să mergem să studiem filiala USR de la Tur, da, acolo, da, unde este scandal că ăla a fi fost condamnat la... Bine, a fost de fapt, chiar a făcut pânăie, da? Da, să vedem cât de serioasă e problema, chiar pune lumea, e lumea supărată sau e doar unul care are boală pe ei și face smear campaign în presă. Chestii de genul ăsta am vrea să mai facem, dar de fiecare dată va trebui să apelăm totuși la cei care vă uitați la noi, pentru că păi la sfârșitul zilei trenul costă bani, mers până acolo, echipamentul trebuie cărat, îl cai eu la spinare, că Alin nu poate să-l care. Handicapat. Și atunci, adică, da, lucrurile astea, din păcate, nu sunt gratuite. Presa costă bani. Presa costă bani și dacă chiar vreți toate versiunile, ca să vă puteți face o părere,
e timp. E timp pe care noi îl pierdem acolo, timp în care am putea face altceva care să aducă bani. Sorry, dar asta e realitatea, copii. Vreți presă, vreți toate versiunile, nu ne permitem tot timpul, dacă ne ajutați și voi, cu mare drag. Na bun, na, oricum, nu-i făcut în momentul ăsta, dar până apuc să public podcastul o să fie listă gata făcută, YouTube playlist cu toate cele 6 clipuri generate în urma vizitei la Dej, să-l puteți da la prieteni, în funcție de incentive-ul din piață, în funcție de motivația din piață, o să mai facem sau nu astfel de deplasări. De vrut noi am vrea să mai facem, dar no, noi discutam înainte de filmare dacă ar exista financiar suportul, ne-am rezervat măcar o zi pe săptămână în care să facem reportaje. Să nu credeți că reportajul se limitează doar la ziua aia pe săptămână, că noi mai muncim și după aia încă o zi, două, să le scoatem. Dar ne-am rezervat o zi din aia să scoatem reportaje care să arate toate versiunile. Și să ne limităm să nu ne exprimăm noi opiniile, vă lăsăm pe voi. Noi vă dăm faptele. Da, da, da. Opiniile sunt pentru podcastul ăsta. Asta e podcast de opinie partizan, dar reportajele sunt reportaje. E adevărat că în ultima vreme presa centrală, soborul mediatic nu mai face din astea. Pe vremuri se făcea chestia asta. Bă, se făceau documentare faine. Făcea Hot News-ul, foarte... făcea și Adevărul la un moment dat. DJ făcea la un moment dat reportaje ca lumea. TVR1 avea emisiunea aia cu ochii în patru. Cele mai faine reportaje le-am văzut acolo. Bă, nu mai fac oamenii. Știi de ce nu mai fac? Din același motiv pentru care și noi apelăm la donatori, banii. Nu se vând, nu au audiență, se vinde mai bine un reportaj cu tâțele lui Ina decât un reportaj despre corupția dintr-o primărie și firmele adiacente. Da. Plus că în ultima vreme, exact cum ziceam eu în rentul ăla meu, care dreapta, presa de la noi s-a izolat în sectorul 1 al capitalei. Deci nu mai vezi povești, investigații de genul ăsta nici măcar de la periferia Bucureștiului, că vorba aia le-a fi aproape. Nici măcar atâta ceea nu mai vezi. Ceea ce o prostie, pentru că se întâmplă multe. Da, sigur că da. Și nu mai vezi. Cineva trebuie să facă și presă locală. Și modelul ăsta așa, cu televiziune finanțată de privitori, nu se face în România încă. Nu știu, cred adică că mai... Adică noi suntem printre pionieri. Da, 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 printre începători la chestia asta. Și da, dacă nu arată chiar foarte profesionist. E tot din cauza de bani. Ne cerem scuze, suntem amatori, nu avem... Plus că și acolo e tot pe bază de bani la sfârșitul zilei, că echipamentele costă. Că acum intenționez să strâng bani tot din donațiile voastre în altă parte, să cumpăr echipament audio, pentru că știu că e o problemă cu audio. Video nu mai e o problemă, acum chiar lucrurile stau foarte bine la capitolul ăsta. Dar audio încă e o problemă și pe canalul ăsta și pe canalul de limba engleză, deși când filmez din studio sună bine. Da, pentru că ai microfon special acolo. Da, dar el e de studio, dacă îl scot pe ăla de acolo. Dar nu poți să ieși cu el pe stradă. Da, nu. Și asta zic, adică echipamentele costă, toate astea costă. E mai trist când televiziuni care au deja echipamentele nu mai trebuie să facă investiții de genul ăsta, că le-au făcut deja. Și nu fac reportaje. Și totuși nu le fac, pentru că, na, în sfârșit, treaba lor. No, gata cu e-banking. Da, suficient. Să ne apucăm de știri. Oi, oi, oi. Da, bun. Prima știre e follow-up la o știre pe care am discutat-o noi acum vreo câteva ediții, mi se pare că în episodul 9, dacă nu greșesc. Da, aia cu The Sun. Da, 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 cu reportajul făcut de The Sun în satul mare. Zice așa Mediafax, horror. Inițianul de la Diicot, părinții din reportajul The Sun nu au exercitat niciun abuz asupra copiilor care asamblau jucării. Procurorul șef al Diicot, Daniel Horodnicianu, a declarat pentru Mediafax că părinții copiilor care ar fi fost obligați să asambleze jucării pe sume derizorii nu au exercitat niciun abuz asupra acestora, așa cum ieșea dintr-un reportaj al jurnaliștilor britanici de la The Sun. Concluziile biroului teritorial din satul mare au fost că părinții minorilor, așa cum au fost aceștia descriși în articolul jurnaliștilor englezi, nu au exercitat niciun abuz asupra copiilor lor care să pună în primejdie viața, securitatea fizică a acestora, ba chiar din ancheta a rezultat că se ocupă și că sunt responsabili de creșterea și educarea copiilor. Este doar un articol alt articol tendențios al jurnaliștilor englezi referitor la persoane din România. Noi nu avem autoritatea asupra cetățenilor străini care comit fapte în afara României decât dacă au victime cetățeni români. Aici probabil că este la latitudinea persoanelor incriminate în articolul din ziar dacă vor să facă sau nu un demers judiciar împotriva jurnaliștilor, a declarat pentru Mediafax procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodnicianu.
finally, rezultat oficial, da, teoretic. We told you so! Da, noi am mai zis chestia asta, știi cum e, ți-am zis eu. Nu poți să zici prea multe în momentul în care ai spus jurnaliști englezi. Deja trebuie să ai toate... Kind of, clear. Da, nu, cum aud jurnaliști englezi, primul s-a lucru... S-a prinde toată instalația. Exact, da, bullshit detector intră în mod 100%. Pentru că aproape sigur e o tâmpenie sau parțială tâmpenie. O fost și aia cu traficul de arme, tot de engleză. Da, de Sky News, da. De Sky News. O fost asta cu The Sun. La asta cu The Sun s-a dovedit că de fapt jurnalistul a procedat ca și în cazul Irinei Maxim de la noi, de la Dej. S-a dus să discute cu ea și a pornit camera. Și copiii o ajutau pe mamă, în niciun caz nu erau puși forțați să facă chestia aia. Mama avea treaba ei, aia era meseria ei, pentru aia era plătită. Dar copiii o ajutau, nu era așa. Dovadă că și Dicot a spus că părinții sunt extrem de responsabili pentru educație și pentru creștere. Ceea ce mi se pare o chestie absolut normală, ținând cont că e vorba de Maramureș, de zona Maramureșului, da, unde părinții sunt niște tradiționaliști convinși și își educă copiii cu răspundere, cu simț de răspundere față de societate, în primul rând. Da. Deci nu, chiar nu avem ce să reproșăm decât dobitocilor care au făcut reportajul și au pus niște părinți pe drumuri, pe la anchete de DICOT. Pentru treaba asta, The Sun merită un mare. Da, aici are dreptate Horodnicianu când spune că rămâne la latitudinea celor incriminați dacă vor să lanseze un demers judiciar. Eu aș lansa. Da, i-aș da în judecată. Dar nu permit. Păi, dar nici nu trebuie să-și permită foarte multe. Costă 6 lei sau 10 lei, mi-aș fi luat judiciar. Și cam atât, pentru că... Dacă îi dai în judecată în România... Da, păi da, nu, dar îi dai în judecată în România și totuși UK încă n-a ieșit din Uniunea Europeană. Și ăsta poate să fie un conflict ca și cum ar fi în România. Și trebuie să-și trimite The Sun, jurist până aici și ia. Sau, să dovedească da, că nu a vrut să facă nașpa. Da, 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 ceea ce nu prea au cum să dovedească, pentru că e clar că a fost cu intenție de hit piece de la bun început. Cred că intenția lor a fost să lovească în Ferrero. În producători. Da, 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 da. Oricum, indiferent în ce n-au vrut să lovească, nu te duci așa. Dacă vrei, cum exact cum ne-am dus la Dej să demonstrăm că Florina Maxima are dreptate și că Weiss mănâncă. Știam, bănuiam că cam așa stau lucrurile, dar ziceam, băi, s-ar putea să ne înșelăm. Drept dovadă că noi nu ne-am exprimat opiniile. Da, acolo. Da, da, în niciun din interviuri nu vezi opinii. Ia tati și vorbește. Chestie pe care The Sun n-a făcut-o, aia e clar. Și da, de asta noi ne-am permis de la bun început, de cum a apărut povestea cu Kinder și cu exploatarea minorilor, de la bun început, smells like fake news, probably nonsense, surpriză, chiar era nonsense. Bun, următorul. Hoyt News, doi foști politicieni acuzați de administratorul unui hotel din Vaslui, că au mâncat și au băut de 10.000 de euro, după care au fugit. Doi foști candidați ai Partidului România Unită la alegerile parlamentare din 2016 sunt acuzați de administratorul unui hotel din Vaslui, adică Hotel Racova, vă zic eu că erai singurul, că au dat o gaură de 10.000 de euro, fiind căutați pentru a-și achita datorii, a scrie iașlife.ro. Fostul deputat Cristian Râzea și că George Ciprian Târdea ar fi locuit aproape o lună și jumătate la un hotel din centrul Vaslui în timpul campaniei electorale. În noaptea alegerilor parlamentare, când au văzut că nu au ieșit deputați la Vaslui, cei doi s-ar fi pus pe furiș hainele în mașini și au fugit la București fără să achite luna de plată. Administratorul hotelului estimează paguba la 43.000 de lei, adică în jur de 10.000 de euro. Sunt foarte șocat. Da. Parlamentarii fură. La propriu! Ăștia nici măcar nu erau parlamentari și tot au furat. Probabil s-a antrenau, că în cazul în care... Da! Ăsta e furt la propriu! Da, da, absolut. Sorry, să te duci undeva și să nu plătești nota de consum la final, la restaurant, la hotel, este furt. Și se consideră furt în codul penal. Da, da. Din păcate, noi știm că parlamentarii noștri fură. Acum vedem și cum își fac antrenamentul unii dintre ei. La hoteluri. Dar și și-o și găsit unde la Hotel Racova, că e singurul hotel din tot orașul ăla și... Da, și eu mai dat și o gaură. Da, și 10.000 de euro. Bine, acum eu am să insist să vinesc un pic și pe administratorul hotelului, pentru că, bă,
Dar cum dracu e ținut o lună fără? Da, îl ții pe la o lună și nu-i ce măcar un avans sau ceva, vezi, după o săptămână sau ceva? Da, corect. E și vina lui. Nu, frate, plătește-mi săptămânal. Mm-hmm. Mm-hmm. Plătește-mi săptămânal. Mesele, cazarea. Cazarea, toate alea. Nu, nu-i ții o lună jumate și la urmă te trezești că-ți fug. Asta e una. Doi, bă, fraților, PRU, voi naționaliștii, voi ăia cu afacerile românești, păi vă bă, că ați dat o gaură într-o afacere românească, idioților. Fix așa. L-a spus pe ăla, un hotel de genul ăla, cum e Racova, cu o gaură de genul ăla, dacă eu dau de două ori pan, ajunge pe butuci, ajunge în faliment, dracu. Sigur, sigur. Sunteți stâmpiți? Da? Ce ne mirăm de ipocrizia... Și mai ales a unui partid duginist la sfârșitul zilei. Apropo, bă, nu vor trimis rublele! Ce dracu? Serios? Poate rublele erau condiționate de câștigarea mandatului, mai știi? Că n-au, la Vaslui n-aveau oricum nicio șansă să iasă deputați. Dar mă rog, ei au sperat, bănuiesc. Bă, da, ăia care i-au pus în campanie știau că n-o să iasă. Au făcut campanie că au trebuit să facă campanie până la urmă. No, la urmă ar fi trebuit să vă trimite rublele. Da. N-ați muncit degeaba. Ce dracu-i cu voi? Sunteți stâmpiți? Dar poate au păstrat rublele pentru ei. Că... Da, e și varianta asta, că sunt politicieni români. Nu numai asta, dar când vezi că de la momentul când ți s-o promis rublele și până când chiar îți vine, ea a mai scăzut o leacă rubla și așa ai pierdut o grămadă pe schimbul valutar. Mai dai și la hotel, dă-i pași de mare. Nu, dar pentru asta amândoi merită cât un dosar penal. Dosar pe care aproape sigur o să-l și aibă, pentru că, din nou, nu-i în București sau în Cluj, unde ai mai multe hoteluri, unde te mai pierzi în mulțime. În Vaslui... Nu, e unul, frate. Da, bine, în Vaslui teoretic sunt două hoteluri, dar ăla din centru Racova e unul și mare și nu ai cum să pleci neobservat. Observă cineva. Exact, doar Vaslui gândește la Vaslui ca un fel de dej. Că, da, știu, ca număr de locuitori are tot, cam tot cât dejul. Că noi când am aterizat în Dej, în 5 minute știa tot orașul, că au venit doi jurnaliști de la Cluj să pună întrebări. Deci nici n-am apucat, am coborât în macazul lui, până ne-am urcat înapoi în taxi, deja știa absolut toată lumea. Știa, aflase primarul cu care aveam programat întâlnirea la ora 3 după amiază. Știa că la 10 noi eram în... Și știa deja la 10 că noi suntem în Dej, la 10 jumătate când am ajuns și o... grăbit întâlnirea în așa fel încât noi la 2:10 eram deja în interviu. Da. Deci cam așa e și la Vaslui. De asta ăștia care și-au închipuit că pot să scape cumva și o să facă uitat datoria, sorry, Kent doesn't work that way. Încercați de astea în București că poate merge. Și o datorie de genul ăla nici măcar în București nu se face uitată. Hai să fim serioși. De acord, dar totuși 10... Oriunde te duce, și la Traian, de exemplu, care e hotel de 4 stele, pe calea Traian chiar, 10.000 de euro. Da, dar e chestia că în București 10.000 de euro nu reprezintă chiar așa de mulți bani. În municipiul Vaslui, pentru o afacere, 10.000 de euro îți poate diferența dintre faliment și profit pe anul ăla. Bă, în Vaslui, scuză-mă, 10.000 de euro înseamnă banii de un startup bun. Da. Bun. Și sustenabil pe câteva luni bune sau chiar pe un an de zile. Exact. Da, așa e. Păi, da, sunt apartamente în Vaslui care se pot cumpăra cu banii ăștia. Nu chiar cu 10, dar cu 12-13 fără probleme. Da, e garsoniere, ți-ai cum să zicem. Fără discuție, da. Bun, următorul. Tot de la Hoyt News, măsuri dure pentru a stopa fenomenul nevaccinării. Ministrul Sănătății amenință că părinții care nu-și vaccinează copiii riscă pedepse cu închisoarea. Proliferarea îngrijorătoare a cazurilor de copii nevaccinați în România determină o replică din partea Ministrului Sănătății, Florin Bodog. Acesta a înțamat că refuzul de a vaccina copilul va fi prins în legea vaccinării ca infracțiune de rele tratamente aplicate minorului, zice news.ro. România este confruntată cu o epidemie de rujeolă. Numărul deceselor ajunge la 21. Ultimele două cazuri înregistrate au fost cu un copil de un an și jumătate și o tânără de 17 ani, ambii nevaccinați. Scăderea ratei de vaccinare are mai multe cauze, printre cele mai importante fiind deficiențele cronice în aprovizionarea cu doze de vaccin, dar și campaniile publice antivaccinare duse de pseudospecialiști. O să intervin, că știu subiectul, nu? Bagă. O să vedeți și pe presa locală foarte curând un interviu cu doctorul Craiu, unul din oamenii care a lucrat la legea vaccinării. Deocamdată pe legea vaccinării nu există penalități pentru cei care nu-și vaccinează copiii. Se discută, se vor discuta, legea intră în dezbatere publică. Insistăm, chiar insistăm, cei care sunteți pro
să dați mai departe legea, să apară comentarii pe proiectul de lege, în așa fel încât oamenii, specialiștii din Ministerul Sănătății să poată întocmi un proiect de lege ok. Doi, propunerile celor care au lucrat la lege, cei care nu vor vaccina copiii pot fi acuzați odată de neglijență și de rele tratamente aplicate minorului și partea cea mai proastă este că acei copii nu vor fi primiți în grădinițe, în școli. E o tâmpenie pentru că le tai dreptul la educație. Da, în care socialiștii ce obțin pe profesia. Se presupune că cred în chestia asta, nu? Aia e o problemă. Problema a doua e că foarte mulți părinți nu-și vor vaccina copiii pentru că eu nu văd o îmbunătățire a sistemului de aprovizionare cu vaccinuri din România. Exact. Nu dați vina numai pe Pierre Sicuța, nu dați vina numai pe Olivia Stier. Nu, gândiți-vă că și sistemul românesc are defectele pe care le are. Eu am scris un articol acum o săptămână, în plină criză de rujeolă, în Cluj lipsește 60% din necesarul de doze de vaccin. Nu. Îmi pare rău, guvernul e de căcat. Uh-huh. Nu asigură vaccinările. Nu e doar vina ălora. Pentru că până la urmă, nu știu dacă 10% din cei nevaccinați sunt nevaccinați pentru că au pus botul la vrăjelile lor. Așa cred și eu, da. Mi se pare exagerat. Pentru că mulți sunt analfabeti funcționali până la urmă. Uh-huh. Epidemia de rujeolă, pentru cei care nu știu, o pornit în Timișoara, s-o extins pe Cluj și pe Bistrița Năsăud, în comunități nevaccinate, în comunități în care nu există medici de familie. Nu are cine să vaccineze copiii ăia. Nu dați vina doar pe două vedete de rahat de la televiziune. Apropo, că Olivia Stier a mulțumit nu știu cărei studente la medicină că i-a scris aia un mesaj cum că i-a deschis ochii. Da, bine. Fă pizdă, ce cauți la medicină? Da, bine, trecând peste asta. La noi, spre deosebire de Statele Unite, la noi e micuț fenomenul ăsta de oameni quote-unquote educați care refuză din motive quote-unquote educate să se vaccineze. Grosul este de oameni care nu refuză neapărat vaccinarea. Dar nu au cum, exact, nu au posibilitatea. Noi am mai discutat chestia asta și într-un alt podcast. Și în alte două chiar, da. Da, v-am povestit că am prieten care s-a dus în Ungaria să-și ia vaccinul de 11 luni, hexavalentul. Da. Pentru că nu exista, nu se găsea în România. Trecând peste faptul că la noi mai ai și reglementări nelea idiote, că dacă mi-l cumpăr privat, eu... Da, nu apare vaccinat decât foarte greu. Da, 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 birocrația, deci pot administra copilului meu fără probleme, dar după aia dacă vreau să-l trec în fișa de vaccinare, că chiar s-a întâmplat, adică să oficializez mișcarea pe care deja am făcut-o, durează câteodată și ani de zile. Da. Adică guvernul dacă vrea să vină cu măsuri coercitive de genul ăsta, că îți facem dosar penal dacă nu-ți vaccinezi copilul, alea trebuie să vină după ce ai rezolvat principalele cauze. Și principalele cauze n-au treabă nici cu Pierre Sicuța, nici cu Olivia. Nici cu Olivia Stier, nici cu refuzul părinților. Principalele cauze au legătură cu lipsa unei infrastructuri puse la punct. Sigur, într-unele județe e mai rău, în altele mai bine, dar la sfârșitul zilei problema e totuși destul de cronică la nivel național. În mod amuzant, în județele mai sărace e mai bine pusă la punct situația. Hai să zic o chestie, în mai toate județele și în special în cele sărace, DSP-ul chiar își face treaba. În ultima perioadă, de când s-o zgândărit lucrurile. Nu, DSP-ul chiar își face treaba, cere, face evidențe. Nu îi se dă. Momentul în care tu îmi spui ca ministrul sănătății, Mr. Florian Bodog, spunea acum o săptămână că vom demara procedurile de achiziție în stil de urgență a unor doze de 150.000 de doze de vaccin sau ceva de 15.000, nu mai știu exact. Nu, fratele meu, tu trebuia să ai chestiile alea. Da, trebuia să le ai de mult. Tu trebuia să ai necesarul de doze. Și acum înjurăm iar guvernul. Bă, fraților, ați nenorocit Institutul Cantacuzino care făcea vaccinurile astea. Serios. Le aveam pe piața românească, erau ieftine. Sunteți stâmpiți. Da. Abia acum ai dat drumul înapoi. Nu, prea târziu. O să ia multă vreme să recupereze. Da, o să dureze câțiva ani până când se vor vedea din nou rezultatele.
Acum eu sunt de acord că institutul Cartacuzino era condus ineficient și nu știu ce. Dar nu trebuie distrus. Exista o soluție, exista management privat, exista de ce nu privatizare parțială, existau alte soluții în afară de distrugere. Absolut, absolut. Inclusiv, bineînțeles, soluții orientate spre piață, că la urma urmei alea ne interesează mai mult, dacă vrei să fie eficient. Adică până să vină guvernul cu măsuri corective, trebuie întâi de toate să își rezolve, știi, clean your own house before demanding stuff from other people. Și când mai auziți guvernul că dă vina pe campanii anti-vaccin, mai arătați-le și de idiot. Fix, fix așa. Sigur, campaniile anti-vaccin reprezintă o problemă în sine, de acord. Dar nu-i nici pe departe nici prima, nici cea mai gravă problemă, nici a doua cea mai gravă, nici a treia cea mai gravă, e a zecea cea mai gravă. Sunt altele mult mai mari și mai urgente și pe care guvernul chiar le poate rezolva. Că să ne înțelegem, e greu să rezolvi problema campaniilor antivaccin. Ce se face? Să-i bași pe aia la pădnaie pentru hate speech? Nu funcționează așa ceva. Nu, există dreptul de liberă exprimare. Inclusiv pentru aia care vin cu propuneri din alea că hai să o băgăm pe Olivia Stir la pârnaie, pe Piersicuța, mă, Piersicuța în primul rând e în Germania, fraților, e la, undeva pe la München. Aia una, doi, pe Olivia Stir, de ce? E dreptul ei să nu creadă în vaccinuri. Da, sigur. E dreptul meu să-l înjur pe popă că-mi bate clopotele de o săptămână și să nu cred în zeul lui. La fel, la fel cum e dreptul meu să zic Olivia Stier, e prostă. Da-i prostă. Which is a fact. Adică, nu, până la umblat la chestii de genul ăsta, trebuie umblat la chestiile care chiar contează și da, infrastructura contează mai mult. Mr. Bodog, poate ajunge și la tine mesajul. Te rugăm, nu pune părinții pe drumuri să-și caute vaccinuri în privat. Sau măcar dacă îi pui după aia, lasă-i să-și le și oficializeze. Da, acolo sau măcar dă-i voie medicul de familie, după ce o cumpărat la vaccinul și medicul de familie, că oricum ăla îl administrează, da, să-i pună o ștampilă că e vaccinat și să intre în sistem ca fiind vaccinat. Hai să vezi că se duc statisticile mult în sus. Sigur că da. Mult în sus. Eu știu că statisticile stau prost la noi. Am scăzut sub pragul critic al imunității de turmă. Cum ar e sub 75% sau sub 80%. Realitatea e că mulți și-au vaccinat în privat copiii și n-au intrat în statistici. Da, nici nu plecăm de la date corecte, că habar n-avem câți au fost vaccinați în privat și totuși nu scopriși în statistici. Și știu eu vreo 3 familii în situația asta, în care familii cu 4-5 copii care au copii vaccinați. Știu sigur că eu le-am adus vaccin. Așa, și știu când... Dar nu sunt trecuți nici, unii ne-au trecut și 2 ani de zile. Al meu e vaccinat în Italia. Mm-hmm. Și păduiesc că nici acum nu-i trecut în sistemul românesc. Sistemul național nu apare, el are fișa de vaccinare, uh-huh, îi trimis-o copii la medicul de familie, dar nu știu când o să apară în sistem că fi vaccinat. No, în fine, e un tâmbălău întreg în sistemul ăsta de stat. Eu am 10-12 ani de când mă bat cu sistemul de stat pentru că am problemele medicale. Știu exact cum stă treaba. Birocrația e cruntă. Ce povesteam cu doctorul Craiu la un moment dat, spunea că, bă, nu există vaccinuri, deși ar trebui ca medicii de familie să aibă o bază de date cu toate gravidele, de exemplu. Ei o au, medicii de familie au, dar n-au ce face cu ea, că DSP-ul nu le centralizează. Acum au început să adune ca să-și facă necesarul de vaccinuri pe viitor. Bă, fraților, dar acum când am ajuns în căcat... Exact, da. Adică, nu, simplificarea asta că domnule din cauza pseudo-intelectualilor de pe net. Da, eu știu că sună ușor. Da, sună ușor de dăm vina pe aia și gata. Dar nu, dar nu e așa. Nu e deloc așa. Și să ne înțelegem, nu suntem deloc fani ai pseudo-intelectualilor de pe net care... ce le jupui pe alea. Chiar deloc, dar la sfârșitul zilei când îți aia vinovați îi înjurăm dacă nu-s. Nu pot să nu putem să pretindem că... Da, aia putem să înjurăm pentru medicina, noua medicină germană. Aoleu, nu mi-adu aminte. Cei care știu, na, mă știu. Da, pe ăia îi putem înjura pentru chestia aia. Îi putem acuza de crimă, la propriu. Pe unii dintre ei, Da. N-avem ce face mai mult decât să îi înjurăm și să le băgăm carne multă, multă, multă în frigidere. Mm-hmm. Nu avem ce face, pentru că nu. Nu mă pot duce într-o instanță judecătorească să dau în judecată pe Olivia Stir pentru că l-a instigat pe unul să renunțe la citostatice și să
se ducă pe noua medicină germanică. Da, nu, și plus că acolo mai e o chestie, citostaticele nu sunt o obligație, sunt un drept, eventual. Dacă tu nu vrei să mai faci... Da, sunt un drept... În sensul că ai acces la ele, da. În sensul ăsta. Dacă nu vrei să... Renunți la tratament, e alegerea ta, e perfect alegerea ta. Steve Jobs. Da, Steve Jobs, odată. Eu avem mâță în cadru. Asta-i. Așa, e strict alegerea ta, dar documentează-te înainte. Documentează-te. Eu vorbesc în cunoștință de cauză, eu am stat un an jumătate pe citostatice, pe metotrexat. Imunosupresoare foarte puternice, folosite în tratamentul de leucemie ca să mi oprească cât de cât evoluția bolii. Am riscat chestia aia, mi-am nenorocit aproape ficatul, dar documentat am făcut-o. Da, documentează-te. Vrei să renunți la ele și să știi că crăpi în 3 zile dacă ai cancer? No, e alegerea ta, fratele meu. Sinuciderea nu este ilegală. Absolut, absolut. Mă doare în bască că tu vrei să te sinucizi. Vrei, te și ajut. Uite, îți deschid ușa la balcon și gădea. Drumul e pe acolo, da. Da. Nu e ilegal să-ți iei gâtul în România, în Portugalia e parcă, sau în Irlanda. În Irlanda a fost, da, o scos în sfârșit, da. Așa, făcea lumea pușcărie cu rata sinuciderea. Da, 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 chiar s-a și întâmplat, da. Na bun, să mergem mai departe, cred că e ultima știre internă, avem o grămadă de știri externe în podcastul ăsta. În sfârșit, Hoyt News scria pe 13 aprilie, citat, peste 30 de migranți asiatici prinși de polițiștii de frontieră când încercau să intre ilegal din Sârbia în România. Altă știre, tot de la Hoyt News, o zi mai târziu, 14 aprilie, ceva mai corect titlu, aproape 40 de pakistanezi și irachieni prinși după ce intraseră ilegal din Sârbia în România. Din al doilea articol cităm, în prezent se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, urmând a fi luate măsurile legale ce se impun. Totodată vor fi anunțate autoritățile de frontieră sârbe în vederea cercetării în comun a evenimentului și, mai important, punerii în aplicare a acordului de readmisie. E foarte importantă porțiunea cu acordul de readmisie, în România încă se mai deportează. Spre deosebire de alte țări din lumea civilizată, unde deportarea e considerată o încălcare a drepturilor omului. Da, păi n-ai văzut, adică? Da, n-ai văzut în Sferghestan, în Germanistan. Există un drept al omului de a locui unde nu are dreptul? Basically da. Dacă e să-i crezi pe câpele de la ONU și pe toți Juncării și Șulții din... Trump, vină în America! E dreptul meu uman! Da, bine, lui Trump nu-i pasă, dar, a, nu-i pasă. Dar în Europa mai nu se aplică, dar poți să te duci și la... nici Canada nu-i pasă, pentru că Canada oricât avea... Canada e un iad progresist, dar pe de altă parte... De ce m-aș duce în Canada? Da, lumea a treia la prețuri de lumea întâia. Basically, da. De ce m-aș duce în Canada? Am prietenă care s-a dus în Canada, dar stă în Toronto. În Torontești. Da. Și nu, Torontești nu e... Și are un alt nivel de viață, dar rest... Da, nu, în... Pana mea, au ajuns Quebecul și zona aia să voteze că vor să se unească cu Statele Unite? Adică, really? S-a putea să aibă dreptate și întâi mai dea și le iau point. Cu ocazia asta, dăm o idee Californiei, că am mai dat-o și în podcastul trecut, dacă se unește Toronto și zona aia cu Statele Unite, ca să nu rămână o stea minus la steag, California, pa! Dar bine, și în California a trebuit împărțit în două, California de Nord, unde sunt conservatori și oameni super ok, și California de Sud, care e cu degeneracy. Aia de Sud e baiul. Aia. Partea cu San Francisco și cu LA. Poți te unești cu Mexicul, serios. Da. Că tot îți plac imigranții de acolo, nu? Corect. Poți să te unești cu ei, mergi acolo. Așa de mult le plac încât guvernatorul a tăiat ajutoarele pentru studenții care sunt cetățeni americani. Da, pentru studenții care sunt imigranți ilegali să păstrează ajutoarele din guvernul, din banii plătitorilor de taxe californieni. E mișto tare în California. Holy shit, nu! mai trebuie spus... Ce temperaturi sunt la 10.000 de metri în altitudine unde zboară avioanele? Minus 90, minus 100... Deci trebuie să mă îmbrac bine dacă mă duc în trapa de la trenul de aterizare, nu? I'm going in California, I'm legal! Da. Mai trebuie spus totuși ceva despre Hoyt News.
Serios, terminați odată cu povestea asta cu migranții asiatici. Nu, nu vin chinezii, nu, nu vin sudcoreenii sau nordcoreenii, nu vin nici japonezii, nici tailandezii, nu, nu, aia sunt asiatici. Dar înțeleg că Pakistanul... Și aia sunt tot în Asia, înțelegem treaba asta. Fraților, dar localizați geografic, pentru că și Rusia e în Asia și... Și Turcia e majoritar în Asia. Până și Alaska e aproape de Asia. Da, 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 exact. Contează detaliile astea. E adevărat, în știrea... Mai reduceți. E adevărat, că acum cei aloia lor, în știrea următoare, de o ziua următoare, au pus corect în titlu pakistanezi și irachieni, deși în ambele cazuri e vorba de pakistanezi și irachieni. Da. În al doilea au pus titlu corect, în prima nu. Și nu-i prima dată când face Hot News glume din astea cu migranți asiatici. Nu, 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 nu. Și o să insistăm de fiecare dată când face presa glume din astea, o să insistăm să le menționăm explicit, pentru că chiar nu vrem să avem BBC-ul nostru. E suficient CAC24, iar e suficient, nu trebuie absolut, mai mulți din ăștia. Absolut. Și până nu vă corectați, să vă spunem Hoyt News, pentru că îi Hoyt News până la urmă. Așa, apropo, puneți-vă diacritice trăiva, familia, pe bune. Puneți-vă. Și angajați un editor care să facă acordurile între subiecte și predicate. Then there's that. Bun. Bă, sunteți praf la gramatică, puii mei. Oh, da, da, da. Mai, nivelul de bă, fraze agramate pe Hot News e foarte mare. Doar, nu știu, cred că libertatea stă mai rău, dar marginal mai rău. Dar măcar da, libertatea, dar are o, citim libertatea. Da, libertatea are o scuză, e pă, deci, la tabloid. Tabloid, pentru, e ca și cum aș citi The Sun. Da, cam așa. Deși cred că am mai multă încredere în libertatea decât în The Sun. Că bă, The Sun, libertatea măcar are un trecut de ziar serios, acum vreo 10 ani. Când 10, 12, 13 ani, așa, da. Era un ziar serios libertatea. Am mai multă încredere, marginal mai multă în libertate decât în The Sun. Era. The Sun are 50 de ani de minciune. Era 5.000 de lei ziarul, mm-hmm. Și chiar îl cumpăram și îl citeam, că îmi plăcea cum scriau oamenii. Mm-hmm. Da, da, am avut și abonament la Libertate, prin 2003, așa, 2004. După aia s-a prostit, când am început să văd numai țâții și cururi, bam. Exact. Bun, cam atât, trecem la știri externe, unde o să petrecem restul podcastului. Prima, Mediafax, ministrul rus de externe, aderarea Muntenegrului la NATO este o acțiune, citat, profund eronată, care creează noi linii de debarcație în Europa, am încheiat citatul. Semnarea protocolului de către Statele Unite privind aderarea Muntenegrului la NATO este o acțiune profund eronată, care creează noi linii de debarcație în Europa, zice un comunicat al Ministerului de Externe din Rusia, relatează agenții France Press. Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, a semnat marți un protocol privind aderarea Muntenegrului la NATO. Oficialii muntenegreni se așteaptă ca țara lor să devină membru cu drepturi depline în cadrul NATO după summitul de la Bruxelles de la sfârșitul lunii mai. Noi linii de demarcație, da. Ai zis și tu, foarte corect. Da, da, da. Probleme? Nu. Nu. Cu cât mai multe state în NATO, cu atât mai sigură Europa. Sigur că da. Și era foarte importantă aderarea la NATO a Muntenegrului. Mai ales a Muntenegrului, da, care e vizat de mult de... Închide accesul Rusiei la Adriatică, ceea ce e foarte bine. Exact. Și plus că lumea uită detaliul ăsta, adică rușii o alt, că domnule, că nu reprezintă interesele cetățenilor, that's bullshit. Și spun și de ce. La un moment dat exista o țară pe harta Europei, se chema Serbia și Muntenegru. Și s-au împărțit în două, Republica Serbia și Muntenegru. Motivul... N-a fost unul, a fost unul strict geopolitic. Sârbii nu voiau un NATO, muntenegrinii voiau un NATO. El a fost singurul motiv și pentru că... chiar reprezintă interesele și e o chestie exprimată din 1997, 98, 99, deci nu e o chestie nouă. Pentru că muntenegrinii probabil și-au dat seama că, bă, cu rușii nu e ok. Uh-huh. Scuze, nea Putin, țara ta are o istorie de 200 de ani acuși de... De căcat, de făcut căcaturi, de băgat în treaba altora, de cenzurat, de distrus, de omorât. Nu te mai putem lua în serios, frate, când spui că vrei să protejezi ceva. Exact. Nu. De-aia când aud putiniștii că mama Rusie cu chestii cu... Nu, fraților, nu. Rusia unde a ajuns o distrus. Am avut protectorat rusesc pe vremea lui Dimitrie Cantemir aici. Ne-am ales cu Dimitrie Cantemir în exil și cu o situație economică în semnificativ mai nasoală Principatul decât Moldovei de atunci, mult mai nașpa, pe lângă faptul că erau constant conflicte care se desfășurau pe teritoriul ăsta între Rusia și ghișcine, Imperiul Otoman.
L-am avut pe tătuca Stalin, care ne-a adus comunismul și omul nou și ne-a ținut 50 de ani sub el. Și care încă ne mai afectează și acum. Și care încă ne mai afectează și acum. Și da, frate, încă avem familii care plâng după oameni care au murit în închisori comuniste și care înjură Rusia de fiecare dată când i-aud numele. Mm-hmm. Nu. Și cam așa stau lucrurile și în Muntenegru. Adică sârbii sunt percepuți ca fiind putiniști sau, mă rog, rusofili din cauza faptului că ei sunt anti-americani. Dar nu chiar așa, nici sârbii nu sunt rusofili. Ei sunt anti-americani, dar nu sunt rusofili. Cele două poziții nu sunt... Dar tu nu înțelegi că stânga, în momentul în care ești, nu ești cu ei, ești automat împotriva lor. Nu contează că, bă, s-ar putea să fie undeva între noi. Mm-hmm. Dar, pe de altă parte, muntenegrenii au voință exprimată inclusiv doar s-au separat de Serbia prin referendum, a fost o voință clară. Și argumentele de atunci au fost fix astea. Noi vrem în NATO, noi vrem cu Occidentul, sârbii nu vor cu Occidentul. Altfel, muntenegrenii și sârbii se înțeleg perfect. Spune, da, dar noi avem viziuni geopolitice diferite, așa că ne separăm, noi o să intrăm în NATO, voi n-aveți decât să nu intrați, ok, nicio problemă. Absolut. Statut de membru în NATO nu este obligatoriu. Nu este, e un privilegiu, nu un drept. Exact, exact. Și vorba aia, Muntenegru a muncit acuși 20 de ani de când muncește ca să intre în NATO. Adică nu e ca și cum s-a trezit premierul actual al Muntenegru lui alaltă ieri că, bă, gata, noi vrem în NATO. Ah, absolut. Nu, e o chestie veche. Și, mă rog, probabil rușii au sperat sau, mă rog, bine, au și încercat de altfel să prevină chestia asta. Recent a fost o tentativă de asasinat la adresa premierului din Muntenegru, orchestrată de FSB, mă rog, de KGB. Și rușii au tot încercat să prevină chestia asta. Ghinion, câteodată... Dar rușii au încercat să prevină și aderarea noastră la NATO. Sigur că da. Deci aveau o problemă foarte serioasă în momentul în care România au decis că vrea să intre în NATO. Au fost atunci dezbateri și tot felul de amenințări, cretinisme, ne-au lăsat o iarnă fără gaz, în gură. Cei de pe noi ne-a afectat chiar așa de tare, pentru că noi avem oricum producție proprie, că s-a mai întâmplat o dată, au mai tăiat rușii gazul pentru ca să răzbune pe nemți, parcă. Și în toată Europa de Est s-a înghețat de frig, mai puțin în România, pentru că în România există producție proprie. Există producție proprie care a fost dirijată către utilizatorul casnic. În schimb, au făcut foarte tare utilizatorii industriali, consumatorii industriali. Pentru că ea nu ori mai avut. Bine, atunci a fost când a doua oară, în 2009 sau în 2010, când a tăiat Putin gazul, atunci a fost și o altă chestie. Noi nu eram pregătiți, acum am fi, dacă se mai întâmplă o dată, nu o să mai fie aceeași problemă. Noi nu eram pregătiți cu zăcăminte în cazul în care. Eram pregătiți pentru astea, să populația să fie în siguranță, nu știu, ceea ce a și funcționat de altfel, mecanismul a funcționat impecabil. Absolut, o funcționa perfect, lumea nu îngheța de frig. Nu au fost absolut deloc probleme. Da, deloc. În vreme ce puțin mai la sud, la Bulgarie, industrial s-au simțit. S-au simțit, da, că a fost presiune mai scăzută, a fost dar chiar deloc. Dar nu presiune scăzută, dar au fost furnale care ar trebui să-și închidă activitatea pentru că nu aveau gaz destul cât să susțină temperaturile de lucru. Da, dar acum, din fericire, lucrurile au mai evoluat înspre bine la noi, că s-au mai trecut în plus. Gaze de șist, chestii. Da. Deși în jură. Bine, și cu gazele de șist, iarăși, și acolo e o mână putinistă la mijloc. Adică, bă, da, gaz... Rusia face exploatări cu gaze de șist prin fracturare în România. Da, sigur că da. N-am văzut niciun unit salam făcând... Eu spun chestia asta de când a început scandalul. Bă, fraților, rușii fac exploatări cu gaze de șist în România. N-am văzut nici un ONG-ist. Și l-am întrebat și pe Goțiu, da. Atunci în interviu. Este pe canal la aici. Așa, este și la mine și la tine am impresia că interviu. Bă, frate, cum e treaba aia? Și zic că nu există. Nu există. Nu observăm, mă face să mă duc până acolo să filmez emblemele, că doar scrie mare, Gazprom, nu-i ca și cum să ascund rușii sau ceva, nu e un secret. Rușii fac exploatare cu cianuri de aur la Baia Mare, de exemplu. Nu de aur, de cupru. De cupru. Da. Ăsta îmi spunea că nu mai există exploatări cu cianuri. Da, bine. Te uiți în gura lui Goțiu, îți trece. Bine, mă, lasă. Goțiu, flash noise. Actually, nu, Goțiu, shower. Nu, vorbesc foarte serios. Pute. Da, bine, da, clar. L-ai simțit? Da, sigur că da. Fratele meu ce-o puțin la interviu. Da, pe de aia îți tot luai tu metri și eu mă tot duceam la trepied și dădeam zoom out ca să încăpem. Of.
Da, nu, deci acum serios, aderarea Muntenegrului la NATO e un lucru foarte bun, e foarte bine că se întâmplă, e foarte bine că vor fi admiși. Faptul că nu-i convine Rusiei mi se pare un motiv suplimentar să-l considere un lucru bun. Absolut. A, când, așa? Când ceva nu convine stângii sau putiniștilor, înseamnă că tu faci ceva bine. Mm-hmm. Și mai important, mai putem să mai întrebăm o dată și o să tot întrebăm pe un podcastul ăsta, cum era aia, mă, cu Trump, omul rușilor? Adică încă vreau să-i văd pe ăștia, pe toți care și-au descoperit antiputinismul alaltă ieri. Că, din nou, noi suntem niște oameni care discutăm despre putinism, despre dughinism, despre pericolul Rusiei de ani de zile. 5, 6, 7, 8 ani de zile. Acum brusc s-a trezit Moise Guran și... Da. Acum s-a trezit brusc Moise Guran și alții din ăștia șmecherași. Și-au descoperit Ghelmez și alții așa. Și-au descoperit antiputinismul alaltă ieri. Și ne explică ei nouă cum e cu putinismul și copii. Merit. Serios? Copii, serios? Apropo de Moise Guran, într-o discuție pe Facebook, într-un thread făcut de Lazar Lung, întreabă Moise Guran, de ce e pus la oaltă cu Lucian Mândruță? Da, oare de ce? Și i-a răspuns și eu, cu tremurul de 10 grade, nimic. Aceeași seriozitate în știri, ca și Lucian Mândruță. Da, sigur că da, sigur că da. De ce te miri că te bagă lumea la un loc? Corect. Bun, trecem la următoarea, tot geopolitică. Mediafax, Coreea de Nord amenință Statele Unite cu război nuclear în cazul unei agresiuni. Coreea de Nord a amenințat sâmbătă Statele Unite cu ocazia unei sărbători naționale că este pregătită să riposteze cu atacuri nucleare la orice eventuală agresiune americană în contextul avertismentelor lansate de administrația Donald Trump. Avertismentul regimului Kim Jong-un intervine în contextul în care Coreea de Nord marchează sâmbătă împlinirea 105 ani de la nașterea fondatorii națiunii Kim Il-sung. O paradă de amploare se desfășoară sâmbătă la Phenian și există speculații că liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea ordona efectuarea unui nou test atomic militar. Donald Trump, președintele SUA, a avertizat că ar putea lansa un atac preventiv împotriva Coreei de Nord și a trimis în zonă un portavion cu flota de escortă. Un atac american ar atrage riposte ale Coreei de Nord, cel puțin asupra Coreei de Sud și Japoniei. Printre piesele de armament prezentate la parada de la Phenian se numără noi rachete balistice intercontinentale. Intercontinentale ce înseamnă pentru ei? Faptul că poate să tragă până la cea mai apropiată insulă din Japonia. I guess that counts as intercontinental. Nu, serios copii, Coreea de Nord... V-am nu... spus că facem știri și fanii în tura asta, că-i Paștele. Nu, Coreea de Nord nu are rachete intercontinentale și punct. Pretenția că ar avea e complet nerezonabilă de la bun început. Nici măcar Kim Jong-un nu are curaj să pretindă chestia asta cu subiect și predicat. Pentru că da. E conștient și el că e o minciună atât de mare încât chiar nu o crede nimeni. Asta e una. Doi, ăia care tu dați share-uri la paradele lor cu armament. Bă, fraților, uitați-vă atent la ce vedeți în paradă. Really, uitați-vă atent. Sunt desenate, efectiv. Da, sunt multe din ele care sunt de lemn sau de plastic sau de... Desenate, pui mei. Da. Și mai, am mai văzut acum mai nou, dau ăștia share la ceva clip de la In The Now. Da. Cu pizza în Coreea de Nord, cu magazine alimentare. Da, sunt. Nu, chiar sunt. Dar sunt vreo 3-4 la care au acces numai băieții din partid. Și numai turiști. Și câteodată turiști, da, 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 atât, nu, ele chiar există, clipurile reale, problema e insinuarea pe care o fac. Și bă, nu că... e valabilă peste tot, fraților. Și fă departe, nu e valabilă nici măcar în toată... de foame, da. Pui mei. Nu e valabilă nici măcar în toată capitala, cu atât mai puțin în toată țara. Nu, Coreea de Nord e într-adevăr un iad comunist. Mai țineți minte iadul din 85-86 de la noi din România? E în Coreea de Nord e mai rău. Mai rău decât. Cu mult mai rău. Mult, da. Că, și... bine de rău, în România te mai descurcai. Cum zicem, te mai duceai la țară, mai luai, mai... Acolo nu, acolo ai 4, 5, 6 ofițeri de securitate pentru fiecare sat de 200 de oameni care vine și ți-a efectiv chestiile din curte. Nu există că te duci tu la țară, plus că nu te duci tu la țară când ai tu chef, că te transport autorizat din partea partidului. Da, trebuie să ai bilet că ești din orașul tău. Da, 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 și bilet de voie și călătorești țin zile că ți-a aprobat partidul, nu mai mult. Ți-a întârziat terenul, tough shit, trebuie să te duci înapoi dacă ți-a expirat biletul de voie. Așa e în Coreea de Nord, adică de bine de rău în România mai vorbeai cineva cu mașină, mai nu, deci... mai te uitai când trebuie să circule mașina lui, mm-hmm. Că era cu număr par sau impar. Da, da, da. Dar că atât, nu mai deci mult. E semnificativ mai rău, Coreea de Nord e un iad comunist și sincer mi se pare un lucru bun faptul că atât administrația Xi Jinping din China cât și administrația Trump s-au gândit să trimită diplomație.
Deci sunt 100 și ceva de mii de tone de diplomație la granița Coreei de Nord, diplomația americană, bigly. Și încă 150 de mii la granița de Nord, da, a Chinei. 150 de mii de diplomați stau, da, stau la granița chinezo-nord-coreană, dispuși să intre să explice lui Kim Jong-un cum stau lucrurile, diplomatic, desigur. Eu mă bucur, eu chiar aș vrea un pic de diplomație în Coreea de Nord. Da, știu că sună hokish. Știi de ce mă tem dacă începe un război real în Coreea de Nord? De repetarea episodului Okinawa din al doilea război mondial. Da, da. Multe, foarte multe. Să nu credeți că oamenii ăia nu sunt spălați pe creier. Ba da. O porțiune semnificativă din ei, da. Ba da. Vor ajunge să lupte efectiv până la ultimul, să se sinucidă în masă pentru atacuri de genul ăla. Da, mă tem de număr de victime enorm de mare. Ca să fiu foarte... Dar până la urmă, ca să fim foarte, foarte sinceri, bă, vă meritați! Da, nu, există, nu există soluții, există compromisuri. Mi se pare un compromis acceptabil. Mai rău, în schimb, un compromis semnificativ mai rău ar fi dacă, nu, dacă intrarea în Coreea de Nord, fie de către diplomația chineză cât, sau cea americană, sau amândouă, nu e suficient de rapidă încât să prevină un eventual atac al Coreei de Nord asupra Coreei de Sud. Pentru că facem noi mișto de grasul de Kim Jong-un, că da, într-adevăr, ăla nu poate să lovească Statele Unite niciodată veci, sau Rusia, sau Europa. Dar poate sau... lovi Coreea de Sud. Da, poate lovi capitala Coreei de Sud, Seul, fără niciun fel de problemă, pentru că au bază militară, poate să tragă și cu praștia până în Seul peste zi, nu e o problemă. Și Seul totuși are 11 milioane de locuitori. Exact. Și acolo se poate lăsa cu foarte multe victime în rândul civililor. Ai singura, de fapt ăla e și singurul motiv pentru care Kim Jong-un încă e la putere. Pentru că dacă nu, dacă Seulul era mai departe și nu-l putea lovi Coreea de Nord, regimul a picat de mult. Îl ajuta ori rușii, ori chinezii, ori americanii, ori toți trei deodată, că s-a săturat toată lumea de hachițele lui Kim Jong-un. Pe bune, deci nu-i nimeni care să-l mai placă pe Kim Jong-un, nici măcar chinezii, așa este o aliată al lor. Dar nici măcar oamenii lui. Da. Deep state-ul lui nu-l mai place. Exact. Oamenii lui, coreenii de nord au început să se trezească. Mm-hmm. Mare parte pentru că cei din sud le fac cadouri, baloane, cu aer cald care lasă tot felul de materiale. Da, și am mai povestit eu, este o rețea întreagă condusă de niște japonezi, care au bunici care au fost din Coreea de Nord. Și care fac contrabandă în mod sistematic cu DVD-uri, cu stick-uri, cu nu știu, pe care le dă contrabandiștilor din interiorul țării, din Coreea de Nord, care aia după aia le vând. Ălora le convine că fac bani, că există piața neagră în Coreea de Nord, îți dai absolut seama că altfel murea de foame toată țara dacă nu exista piața neagră. Până și guvernul se raportează la cursul valutar în funcție de piața neagră. Așa. Aia e trist. Ălora le convine că fac bani și mai ales japonezilor le convine că da, bun, ei investesc câțiva dolari în stick-uri și în DVD-uri. Și fac un profit. Da, nu, japonezii nu fac profit. Japonezii, în schimb, fac profit moral. Pentru da, că... și bine, moral, dar fac ei și financiar. Stai tu liniștit că un stick îi... japonezii bagă un dolar într-un stick și îl vând cu doi, probabil. Nu, că am văzut... Asta e una, dar sunt care, din Coreea de Sud, care le trimit efectiv baloane cu aer cald, moca, pline, cu stick-uri, cu DVD-uri, cu CD-uri, cu reviste, cu... Și inclusiv cu bancnote de 20 de dolari, ca să susțină piața neagră de acolo. Au început să se trezească nordcoreenii, ceea ce e bine. Acum, o fi aia majoritară sau nu, n-avem de unde să știm. Presupunerea este că nu, dar... Nu cred, dar măcar aia care sunt pot răspândi mai departe. Hai să fim sinceri, orice schimbare oriunde să face de câte o minoritate, nu de câte majoritate. Absolut! Dar uite-te în România, revoluția de la București din 99 a pornit din cauza unei minorități, și anume cea maghiară, care s-a răsculat împotriva mutării lui Laszlo Tekes din Timișoara în ceva comună. Da, nu, da, uite, de acolo a pornit, acolo a fost scânteia. Da, și da, există și situații mai mari, de exemplu Statele Unite. Câți americani din coloniile britanice, înainte de independență, voiau independența? Poate 30%, best case scenario. Ia. Dar au existat niște, o minoritate foarte mică și zgomotoasă, părinții fondatori ulterior fiind cunoscuți, care au fost dispuși să spună semnătura pe un document care însemna până la urmă înaltă trădare și să lupte pentru principiile alea și să mai și câștige. Așa se întâmplă cam peste tot. Dovadă că alți americani care acum se numesc Canada încă sunt cu... Deci dominion englez, da. Exact. Da. Sau Australia. Da, sau Australia. Deci asta zic, că și în Coreea de Nord nu e neapărat nevoie ca indivizii care nu mai sunt sătui de comunism să fie majoritari. E suficient dacă sunt 20% sau chiar 15%. Dacă sunt suficient de bine finanțați și suficient de determinați, absolut, și probabil că sunt, că s-au cam săturat de murit de foame,
Că și în România, ca și în Coreea de Nord, o să fie trigger-ul principal e foamea. Nimănui nu-i place să moară de foame și când îi pui rogi frumos să moară de foame pentru tine și chestia asta durează zeci de ani, că deja durează de prea mult. De 100 de ani în pana. Nu de 100, dar bine, cu Coreea de Nord a fost stabilită în 52, basically. Deci, da, sunt 65 de ani de când există țara. Am calculat bine? Da, da. 65. Dar oricum, partea cu foame te ține cam imediat după prăbușirea USSR, deci 25 de ani, cam așa, 26. De când îndură, perpetual 1984, cum era la noi în 84, numai că la ei din rău în mai rău. Deci deja acum nici mai există comparație, e chiar semnificativ mai rău. Nu cred că există niciodată un moment în istoria României. Eu când îi văd pe ăștia că dau share-ul la clipuri din astea cu vai ce mișto în Coreea de Nord, pe bune, pe ăștia care dați share la căcaturi de genul ăla, dacă ați călcat la mine în casă, eu v-aș bate, mă, fraților. Mm-hmm. Dar nu că v-aș bate, nu, v-aș bate fizic, cu bastonul pe voi, în pula mea. Mm-hmm. Sunteți tâmpiți la cap. Cum să faci propagandă pentru genul ăla de regim? În da. Primul rând. Mm-hmm. E un regim criminal. Mm-hmm. Nicăieri în lume, ca să înțelegeți ăia care nu știți, nicăieri în lume, niciun dictator nu s-o distrat executând oamenii cu rachete aerosol. Mm-hmm. Da. Și, din nou, la sfârșitul zilei, deci Coreea de Nord, acum recomand cartea lui ăsta, cum îl cheamă, Adelin Petrișor, Țara cu un singur gras. E carte reportaj din Coreea de Nord. Este și un mini-documentar făcut de el, se cheamă Coreea de Nord, nimic de invidiat, îl găsiți ușor pe YouTube, e făcut pe vremea când Petrișor colabora cu TVR. Cred că încă mai colaborează și acum, de fapt, n-am ce mai face Petrișor. Dar cert e că Petrișor explica cu dovezi cât e refutabile. Coreea de Nord este literalmente proprietatea personală a familiei Kim. Și nu-i proprietatea personală în sensul cum e șeicul cuveitului, care șeicul cuveitului, dacă vrei să pleci din cuveit, ea își pleacă, nicio problemă. Nu, e proprietatea personală a familiei Kim la modul din că care nu, ieși, nu ieși deloc. Că dacă vrei să ieși, ești executat pe loc. Da. Ei au chiar ordine, shoot to kill. Exact. Bine, e adevărat că pentru că ăsta a supt atât de mult cu Kim Jong-un, proprii lui oameni nu-l mai plac și astfel că există grăniceri care să facă nu văd când se trece granița. În practică, mă rog, lucrurile... Se întâmplă și în România chestia asta. Sigur că da, sigur că da. În timpul regimul comunist. Sigur că da, sigur că da. Numai că în Coreea de Nord începe să devină destul de generalizat și până acum, precedenții lideri nord-coreeni, inclusiv Kim Jong-un, până foarte recent, până prin 2014 așa, soluția când se întâmplau din astea era să double down on the propaganda. S-ar putea data asta să nu mai meargă. Nu. S-ar putea data asta să nu mai meargă. Facem o pauză publicitară. Da. Ca să așa și revenim. Revenim. Am revenit? No, bun. Hai să trecem la următoarea. Mediafax. Atentatul din Egipt. A fost identificat autorul atacului sinucigaș comis asupra unei biserici din Alexandria. Alexandria, Egipt, nu Alexandria, Telerman. Autorul atentatului sinucigaș care a avut loc weekendul trecut asupra unei biserici copte din Alexandria a fost identificat de Mahmoud Hassan Mubarak Abdullah, un fugitiv ce avea legături cu celule militante, informează Reuters. Abdullah și-a detonat dispozitivele explozibile la intrarea Catedralei Sfântul Marcu, omorând 17 persoane ce participau la slujba de florii. Cu câteva ore înainte atacului din Alexandria a avut loc un alt atac cu bomba asupra unei alte biserici din orașul egiptean Tanta. Cele două atacuri au fost revendicate de organizația teroristă Stat Islamic. Bă, de ce n-apar astea mai pe prima pagină așa? Nu știu. Știrile de genul ăsta sunt mereu știri de subsol. Pentru că nu e ok să spui nașpa despre musulmani. Băieți, religia creștină în Orientul Mijlociu este una din cele mai persecutate religii de departe, nu? Da, sigur că da, sigur că da. Eu nu țin minte, totuși, să fi văzut pe prima pagină faptul că mor creștini sau că mor atei sau că orice. Nu. De ce? Vă e frică că dați de nașpa despre musulmani? Da, plus că și la nivel global, dacă ne uităm, religia creștină cam este cea mai persecutată în momentul de față. Pentru că nu există persecutări sistemice la adresa musulmanilor, la adresa hindușilor, la adresa ateilor, este doar în Bangladesh și atât, persecutări sistemice. În schimb, există o grămadă de țări în care există persecutări sistemice la adresa creștinilor. Hai să zic o chestie legată de Bangladesh. E la nivel de lege,
În schimb, oamenii de jos, oamenii de rând, nu prea dau doi bani pe chestia asta. Da, dar se întâmplă destul de des. Am trăit cu doi oameni din Bangladesh în casă, da, da, știu, în Italia, și știau că sunt ateu. Stăteam de vorbă cu ei, îmi povesteau chestii despre Coran, despre musulmani. Nu, oamenii aia chiar aplică Coranul secularizat. Dar la nivel de lege se practică și sunt idioți care fac chestia asta. Creștinismul, în schimb, e atacat nu numai de musulmanii din Orient și din Asia, e atacat și de stânga europeană, de stânga americană, pentru că valorile tradiționale sunt nașpa. Da. Plus de musulmani imigrați în Europa. Absolut. Adică o să vorbim un pic mai încolo despre suburbiile din Stockholm și din ce se întâmplă în Suedia. Lucrurile chiar stau nașpa. Și să te faci, și am văzut destul de mulți oameni care sunt foarte reticenți la recunoaște, da, domnule, creștinismul este cea mai persecutată religie la nivel global. Că, domnule, dar nu, hai să nu-i spunem persecutată, hai să... Dar de ce nu? De ce? Așa stau e lucrurile. E persecuție. Sunt aruncați oamenii în aer, sunt bătuți în bătaie oameni. Arătam, am văzut un clip cu ceva student la universități arabe care a fost bătut în fața universității până l-a omorât. Pentru că era creștin. Pentru că era creștin. Nu din alt motiv. Că asta că se mai face conflation de genul ăsta. Că, domnule, dar poate era pe motiv rasial, dar poate era... Nu. Era de-al lor și era creștin. Atât. Exact. Da, singurul motiv pentru care sunt mulți oameni persecutați în Orientul Mijlociu, de fapt, cel mai important, nu singur, cel mai important este pentru că se îndrăznesc să fie creștini, în special cei care au fost musulmani și s-au convertit la creștinism. Aia e deja infracțiune majoră într-un stat și aia. Discutăm. Bun, dar în Egipt, teoretic, nu este ilegal, dar pe de altă parte ai comunitatea care îți execută. Da, care îți face chestii de genul ăsta. Și lucrurile astea chiar se întâmplă, ne facem că nu le vedem, e rău. Pe de altă parte, în apărarea soborului mediatic, e că, bă, te aștepți să fii atentat în Orientul Mijlociu. Devin atât de, rutină. Te aștepți, într-adevăr, te aștepți. Îți ca accidentele în dej. Bă, se întâmplă atât de des încât, bă, da, a mai fost un accident, știi? Da, a mai fost atentat. Da, într-adevăr, te aștepți. Dar vreau să le văd scoase în prima pagină. Măcar din când în când. Măcar din când în când. Da, bă, frate, mă aștept. Nu-mi pasă foarte tare. Mie, personal, pentru că-s la dracu în praznic. Dar tu, ca jurnalist, fă-ți datoria. Ori murit niște oameni. E o tragedie. Dă-o în presă. Scoate-o, promovează-o. Arată fața reală a islamului până la urmă. Da, sigur că da. Pentru că aici discutăm. Arătați-le oamenilor fața reală a islamului. Aia în care grupuri de flăcăi în călduri violează tinere până le nenorocesc. Cazul suedez de acum câteva zile, da. Un viol în grup în care gagica vai de capul ei și prietenul ei au rămas cu efectiv brain damaged. Da. Și i-au distrus viața omului. Da, și e discutabil dacă va mai trăi normal în viitor. Absolut, absolut. Nu, de ce nu scoateți chestiile astea în prim plan? Sigur că da. Și plus că am să merg mai de un pas mai departe și am să spun, băi, presa occidentală la sfârșitul zilei e oarecum firesc să reprezinte interesele civilizației majoritare care o plătește. Civilizația majoritară care plătește CNN, nu, care plătește Mediafax-ul. Încă care e creștină. Da, încă este una creștină. Chiar dacă este ea seculară, dar e pe fundament iudeo-creștin la sfârșitul zilei. Și mi se pare absolut firesc că atunci când raportez știri internaționale, să mă raportez întâi de toate la cei care îmi împărtășesc măcar o parte din valori. Uite aici, te contrazic. Presa nu mai împărtășește valorile. Așa este. Și numai, presa nu mai împărtășește niciun fel de valori de acum, că mulți din ei sunt complet relativiști. Mainstream media, dacă n-ar avea două standarde... N-ar avea standarde. Ar fi abolit standarde. Dennis Prager scrisese un articol că principala țintă a stângii întotdeauna au fost standardele. Că stânga... Nu, stânga are o ură viscerală față de standarde și civilizația occidentală de fundament iudeo-creștin tinde să impună standarde de comportament, știi că e o fractură logică, ei luptă împotriva standardelor, dar ei au mai multe ca noi. Da, aplicând mai multe standarde în funcție de bă, asta, așa, cum se cheamă, ierarhia progresistă. Doi, ei nu mai împărtășesc de mult valorile tradiționale, progresul, indiferent de costuri.
Well, noi nu suntem de acord cu progresul indiferent de costuri, mai ales când vine vorba de costuri exprimate în vieți umane. Mm-hmm. Nu, pentru ăla care îmi spune mie că musulmanul ăla a făcut un atentat pentru că a fost oprimat și discriminat, Google pe Google, un deep throat radiografie. Asta o să pățească ăla care o să-mi spună mie că catolic. Da, nu, nici eu nu agrez asta, că domnule, că a fost oprimat sau că cauzele terorismului islamic sunt economice. Mai... Bă, apropo, am văzut o chestie nouă acum. Nu mai sunt refugiați politic, pentru că e nașpa. Nu mai sunt refugiați economică, acum sunt refugiați climatic. Aoleu, da, am uitat că din cauza încălzirii globale de aia fac musulmanii război fierbinte, ca să fie și mai cald. Acum sunt refugiați climatic, oameni buni. Și am văzut o chestie mișto, că în Suedia foarte mulți din copiii născuți acolo suferă de schizofrenie pentru că nu se pot adapta la temperaturi. Nu, schizofrenici din cauza religiei, fraților. Și nu numai din cauza religiei. Gândește-te. Și aia nu-i schizofrenie. Nu. Simptomele seamănă, dar nu-i schizofrenie. Nu-i schizofrenie, să știți și voi. E o diferență între schizofrenie și mania religioasă. Da. Sunt amândouă diagnostice de DSM, chiar de DSM-5, așa, care a fost publicat recent, dar nu e schizofrenie. Plus că mai există și tulburarea schizoidă, care e și altceva. Care e altceva. Dar faptul că ei prezintă tulburări de tipul maniei religioase, pe care o vedem toți și pe care o numim radicalism, ca fiind schizofrenie, doar pentru a ușura de povara vinei pe ăla care face atentatul, să-mi sugeți sosetele. Da, plus că mai e un detaliu care trebuie luat în considerare. O porțiune semnificativă dintre imigranții care vin din Orientul Mijlociu, iarăși nu e corect politic de spus, dar e corect factual. La ei se practică foarte mult inbreeding-ul. Și mulți dintre ei sunt nu de acum, de mii de ani. De sute de ani cel puțin, adică sunt practici documentate de 1200, 1100, anul Domnului, deci de mult. Aproape de când există islam, da, aproape de când există islam. O perioadă eu mai ținut în șah că mai aveau rămășițele civilizației persane pe care o cuceriseră. Dar pe măsură ce s-au dus toate rămășițele civilizațiilor superioare pe care ei le-au invadat, s-a generalizat practica asta. La turci nu, dar la arabi, da. La turci știi de ce nu? Pentru că a existat un imperiu enorm care făcea trafic de sclavi. Da. Și le-a permis racial mixing. Cât de cât măcar, cât de cât. Că îmi cumpăram nevastă. Și n-o fiind turc, m-am săturat de brunetele cu ochii negri. Nu, vreau o blondă. Chestia aia s-a dus mai departe. Dovadă că turcii au devenit imperiu secular. Da. Și după aia ulterior, cum au tolerat ceva mai ușor civilizația față de față de alte foste civilizații chiar musulmane. Chiar de multe ori și educat anumite civilizații. Da. Dovadă diplomațiile persane și turce în Franța secolului XVII. Să nu credeți că foarte departe. Ludovic al XIV-lea, un diplomat persan, scria că efectiv nu a putut să se cazeze decât foarte aproape de Versailles, în locuința unui nobil, pentru că oamenii ăia nu aveau băi. Da. Ăsta nobilul în care, locuința căreia s-a cazat și există și mărturiile diplomatului persan și a contesei care a făcut-o pe mediatorul, spunea persanul că am venit aici pentru că știam că ăsta a fost ambasador la noi și și-a făcut casa ca acolo. Da, uneori ne-au mai și civilizat. Da, de acord, dar... Cel puțin în materie de igienă. La musulmani au apărut prima oară rasul părul pubian, băile... Da, dar aici se face desconfuzia. Faptul că o parte din cei care au promovat lucrurile astea erau musulmani nu e un merit al islamului, ci e un merit al civilizației pe care o moștenit-o islamul dinainte să existe. Persanilor. Exact, în special la persoană. Foarte igienici. Da, și foarte avansați pentru perioada lor, fără discuție. Dar e rău că presa nu mai percutează așa cum ar trebui. Mie mi se pare pur și simplu firesc ca atunci când prezint știrile să încep cu știrile care au legătură cu valorile civilizației în care mă găsesc. E absolut firesc. No, asta e.
Speaking of lipsă de valoare și civilizație, Hoyt News, autoritățile germane au îndoieli în privința scrisorilor care revendică atacul asupra autocarului Borussia Dortmund în numele islamiștilor. Acestea ar fi fost concepute de extremiștii de dreapta. Procurorii germani au îndoieli în privința autenticității care sugerează că scrisorilor care sugerează că militanții islamiști ar fi atacat autocarul Borussia Dortmund, un anchetator spunând potrivit unui ziar german că în spatele atacului cu bombă se află probabil extremiști de dreapta, transmite Reuters. Trei scrisori identice printate în germană, găsite lângă locul atacului, afirmă că acesta a fost desfășurat în numele lui Allah, potrivit ARD. Scrisorile fac referire la avioanele de recunoaștere Tornado trimise de Germania în cadrul campaniei împotriva statului islamic, dar un raport al achetatorilor afirmă că sunt îndoieli semnificative în privința scrisorilor și sugerează că au fost concepute pentru a înșela și a crea opinia că există motivație islamistă, mai zice același post de televiziune de stânga. Bild citează un anchetator care a spus că, citat, circumstanțele ne fac să credem că cel mai probabil vinovații sunt de extremă dreapta, am încheiat citatul. Really? Germania e un azil de nebuni. Pe bune, nu. Germania este un azil de nebuni condus de pacienți. Bă, fraților, extrema dreaptă nu striga la Hoagbar în timp ce se aruncă la ea. Pe bune. Nu. Poate striga de Uzvult. Poate. Poate. Asta e una. Doi, extrema dreaptă europeană, europenii, aduceți-vă aminte de IRA, de ETA, când fac un atentat, bă-l fac, fratele meu, nu sparg roțile unui camion, nu, mor cu zicile. Da, păi da, aici... Amintiți-vă atentatul din Londra, al IRA, pe la metrouri, cel de... Atentatele, din... că au fost da, multe. Așa, atentatul de prin 2000 și ceva din tren, dintr-un tren din Spania, făcut de ETA în 2001, da, da. Sau morți, ori, nu mai știu. Zeci de morți. Da, da, da. Ăia când fac o chestie, o fac cu cap. Ghiși de ce? Pentru că le merge mintea mai departe de la Hoagbar. Da, și plus că și în Germania există într-adevăr câteva mișcări violente, așa zis, de extremă dreapta, că nu prea râs, dar mă rog, să vin peste. Bă, dar ălea și ălea când fac prostii și le asumă din start, sunt chiar mândri de ele. Nici într-un caz nu s-apucă să... insceneze islamiștilor, că n-au de ce. Islamiștii fac atât de multe prostii, o să pun o hartă cu toate incidentele provocate de islamiști în Germania în ultimul an. Harta e plină, nu vezi Germania, vezi dar doar vezi punctele. Germania, vezi, doar, vezi toate punctele. Și se extind pe Belgia, pe Austria. Exact, da. Nu, n-ai nevoie să înscenezi islamiștilor, pentru că ei fac, le fac deja. Atâta de multe. Știi cum era? Voi vă, probabil vă amintiți bancul ăla cu scrisoarea teroristului arab din România. Da, 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 da. Nu-i nevoie să aruncăm România în aer, că aruncă românii. Exact așa și cu musulmanii. Nu-i nevoie să le înscenezi nimic. Că oricum fac ei suficient de multe încât te medoasă arăți. E islamism. E destul să te duci cu o cameră într-o zonă de genul ăla. Ceea ce o să și fac eu în iunie. Și o să fie nașpa. Tu cu camera ascunsă, sper. A, bineînțeles, sigur. Nu te duc cu camera deschisă, că eu vreau să mai fac podcast-uri cu tine. Nu, că am cumpărat camera de rezervă, apropo. Așa. Așa, da, că ai zis că îți erau camera de rezervă. Dar nu, totuși, hai, te rog. Nu trimit flori la mormânt de oră, cum te Nu, dar serios, adică asta cu... Deci suntem în epoca în care stânga proferează atât de multe teorii ale conspirației, încât deja în ce linie temporală am nimerit. Ai politică care îți spune că Trump e implicat într-o conspirație evreiască. Îi ai pe ăștia care văd extremiști de dreapta peste tot. Mai ai pe Huffington Post care scria cu vreo două zile că Ivanka s-ar putea să fie reptiliană, că își schimbă culoarea ochilor. Bă, ăstea erau un colțul degenerat al internetului. Ce caută ăstea pe prima pagină? Bă, mi-ai amintit de o chestie. Bă. Apropo, există din partea stângii o conspirație care spune în felul următor. Large Hadron Collider, așa. Pentru cei ce nu, acceleratorul de particule din Elveția, în timpul unui experiment a creat o gaură neagră care ne-a dus în univers, într-un univers paralel în care Trump a ieșit președinte. Not shitting you! Holy shit! Asta e un genul de, prostii pe care le aștept la InfoWars. Momentul ăla când Alex Jones e mai rațional decât tine, just maybe ar trebui să începi să spui întrebări. Dar nu, pe bune, asta e o teoria conspirației, că s-au apucat extrema dreaptă germană să scrie mesaje cu Allahu Akbar și nu. Dar n-au nevoie, le scriu Allahu Akbar. Exact, le scriu musulmanii fără niciun fel de probleme. Bun.
Rămânând în sfera cu musulmanii, următoarea Hot News, referendum în Turcia. Alegătorii hotărăsc duminică, adică probabil ieri, că nu cred că public podcastul ăsta duminică, dacă îi dau mai multă putere lui Erdogan. Alegătorii turci își exprimă opinia în al 7-lea referendum național, prima consultare asupra unei singure probleme din ultimii 56 de ani, scrie agenția pro-guvernamentală Anadolu. La 9 luni după ce a înfrânt o tentativă sângeroasă de puci, președintele turc Recep Tayyip Erdogan joacă totul într-un referendum pe tema revizuirii Constituției, care îi va permite în cazul unei victorii să-și consolideze în mod considerabil puterile. O victorie a taberei Evet, adică da, va însemna înlocuirea actualului sistem parlamentar prevăzut de Constituție cu un sistem prezidențial care îi va acorda președintelui Recep Tayyip Erdogan puteri vaste și va desființa postul de premier. Ușor, ușor către sultanat. Da, eu nu cred că vor exista probleme, cred că Erdogan va câștiga referendumul. Absolut, eu ți-am spus din start, trece fără niciun fel de probleme, uită-te în istoria lor la câte referendumuri au avut. Da, și articolul din Hot News menționează, o singură dată s-a întâmplat să nu treacă un referendum. Să nu treacă un referendum, da. Ăsta o să treacă sigur, pentru că, unu, Recep Tayyip Erdogan chiar e popular, da. Chiar e popular, să nu vă... ducă mintea că nu, bă, că e un tâmpit în fruntea statului care face credințe și poporului. Cele două nu sunt mutuale exclusive. Erdogan poate fi tâmpit și popular în același timp. Absolut. Nu e doar un tâmpit în fruntea statului, e un tâmpit susținut de populație. De zeci de milioane de oameni. De zeci de milioane de oameni, dovadă că au reușit să purifice cumva deep state-ul. Da, da, da. Da. Pentru că dacă n-ar fi avut susținere, n-ar fi putut face chestia aia, uh-huh. O să-i treacă referendumul. Pas cu pas ne îndreptăm către un sultanat turc musulman. Uh-huh. Noi v-am mai spus într-un podcast de acum vreo două luni, cred că o lună și ceva. Da. Următorul, după Tayyip Erdogan, va fi mult mai radical decât ăsta. Da, că nu Erdogan în sine e problema, că ăsta are niște limite, vrea niște chestii punctuale. Sigur, toate și el vrea puterea pentru el. Mm-hmm. Dar ăla în care numele lui, dar ăla care va veni va vrea puterea în numele lui Allah. Exact. Ceea ce înseamnă puterea absolută. Da, pentru că Erdogan folosește islamismul pentru a-și obține putere pentru el însuși. Următorul după el, în schimb, nu o să mai fie chiar așa. Și o să fie nașpa. Și să nu uităm că AKP-ul, partidul pe care îl conduce Erdogan, este totuși invenția lui un dinerea pe care îl cheamă Necmettin Burkan, care a pus bazele islamismului turcesc în anii 70 și care, printre altele, a avut și colaborări cu Ayatollah Khomeini. Adică asta e o chestie, e o conspirație pe bune, recunoscută pe față de orice islamist worth his salt. Așa. Și e o chestie gândită pe termen lung. Necmettin, când a pus bazele lui chestii astea, îl avea deja în vizor pe Erdogan și îl avea în vizor din stat cu ideea că ăla doar să pună piciorul în ușă, să deschidă calea unui sultanat, dar nu neapărat să fie ăla ultimul sultan. Absolut. Pentru că s-așteptau și ei ca Erdogan să nu fie chiar atât de radical. Dar următorul care va urma va fi un dezastru. Nu știu dacă există speranțe. Pe termen scurt o să fie nașpa. Pe termen mai lung poate... Pe termen mai lung, sincer, pe termen mai lung... mă aștept ca restul Europei să se trezească cât de cât, nu știu, 15 ani, 20, cam așa, da. Să se trezească și să nuke the shit out of them. Da, un mother of all diplomacy, ceva de genul ăsta n-a stricat. Ori mai făcut-o cu Imperiul Otoman, asta, da. Cei pe care știu istorie își amintesc, Europa a mai făcut-o și cu Imperiul Otoman, de-aia s-a desființat Imperiul Otoman, nu pentru că ori vrut ei, da, e desființat Marea Britanie și Franța. Cam așa. Între timp, Franța nu mai e ce-a fost, dar rămâne Marea Britanie, rămân veșnicii lor dușmani Rusia. Să nu credeți că relațiile dintre Tayyip Erdogan și Putin sunt chiar așa de bune. Nu, Rusia va rămâne pe veci dușmanul Turciei pentru Crimea, în special pentru războiul din Crimea din 1853-1856, unde au murit foarte mulți turci. Se mai întâmplă. Plus că, dar bine, acum mai sunt și alte lucruri pe care trebuie să le iei în considerare, Alin. Gândește că Rusia are o problemă majoră demografică, deja s-o grămadă de turci în armata Rusiei. Lucrurile astea se pot schimba, pot lua o turnură destul de nașpa. În 20-30 de ani. Da, eu nu zic că nu, dar gândește că oamenii ăia, turcii din armata Rusiei, sunt oarecum mult mai secularizați. A, da, clar, pentru că sunt de origine azeră de multe ori, sau turcmenă. Se va interveni militar în zona aia, pentru că probabil ăștia or să ajungă la un radicalism din ăla cretin, ăia or să lupte pentru eliberarea
conaționalilor lor de sub o dictatură islamistă. Plus că oricum Putin e o chestie nașpa aia. Nu, eu o văd ca o chestie bună. Da, plus că oricum Putin nu e etern. Deci zicem noi aici va avea loc între ăla care îi va urma lui Putin și ăla care îi va urma lui Erdogan. Deocamdată nu-i dracu chiar așa de negru, dar o să fie. Deocamdată. O să fie. Noi, previziunile noi le facem pentru 20 de ani, nu pentru mâine. Să fie. Da, nu, probabil că o să-i treacă referendumul ăsta, o să înceapă o grămadă de șicane diplomatice, dar următorul după Erdogan o să fie semnificativ mai nașpa. Bun, rămânem la ideea de turci, dar ne mutăm în Suedia. Sverig este Levehun. Kyuspi, primul loc care va fi supus, atenție, planificării urbane feministe. Nu, nu e o glumă, asta e traducere din limba suedeză. Femeile se simt nesigure și sunt deranjate de faptul că se holbează lumea la ele atunci când se plimbă de-a lungul pieței centrale din Kyuspi. Într-o încercare de a sparge dominația masculină din spațiile publice, administratorul centrului va aplica, pentru prima dată în Suedia, adaptarea centrului folosind principiile planificării urbane feministe. Printre altele, va muta o cafenea în care se adună prea mulți bărbați. Nu e o glumă, așa scrie Televiziunea Națională a Suediei. Citat, femeile nu au îndrăznit să poată fuste, ele resimt efectele negative din cauza faptului că se holbează lumea la ele și resimt un disconfort puternic atunci când ies de la metrou. E un spațiu dominat de bărbați, spune Nurcan Gültekin, arhitect coordonator peisagistic la Autoritatea Suedeză pentru Imobile. Una dintre cele care au participat la cercetarea făcută de autoritate este Esme Güler, care este de asemenea activă în Organizația de Femei a Partidului Social Democrat. Ea crede că bărbații se comportă ca și cum ar deține centrul Husby-ului. Totuși, nu toți recunosc acuratiția acestei descrieri. Alt locuitor al zonei, Habib Lofti, nu crede în povestea autorității imobiliare. Mă rog, articolul mai lung. Da. Holy shit. Da, holy shit. Zona de care discută articolul e un no-go zone musulman. Da, da. Ei au primit acolo. De ce se miră că se uită la muierele dezbrăcate? Da. Dezbrăcate din punctul lor de vedere. Îmbrăcate nemusulman. Îmbrăcate nemusulman, adică fără burca și altele. Sac în cap. Dacă n-ai sac în cap... Deja să uită lumea urât la tine. Exact, da. Asta e una. Doi, mutați cafeneaua, așa și... Așa și... O să stea bărbații cum stau șmecherii din Cluj. În cur pe bordură la o bere. De exact. Plus că uită lumea niște detalii. În Husby, fiind o zonă majoritar musulmană, peste 95%, ăia care se mută, dacă le muți cafeneaua, singurul lucru pe care îl faci este să afectezi proprietarii cafenelii care vor avea un vat comercial mai mic. Absolut. Pentru că în loc vrea să deschidă ceva centru de mâncare și ceva centru cultural. Explică mai jos articolul, dar mi-a fost lene să traduc tot în limba română. Și ce? Ăia nu poate să vină după aia să stea la centru de mâncare în loc de cafea în același loc? Care-i șmecheria? Oricum o să fie halal. Da, sigur. Garantat. Că... Absolut, absolut. Nici nu se pune problema. Adică, practic, vin așa să ne înțelegem. Husby, acum vreo câteva zile, scria Breitbart, e același loc din care feministele fug, citând ca motiv pentru care fug din Husby, violența islamică. Și feministele din cadrul autorităților... Uită acolo unde a fost violul de acolo două zile. Nu, ăla am impresia că a fost tot în Stockholm, dar tot în Husby. Mi se pare că a fost în Rinkeby, în celălalt islamic de Ogo Zone. Da, Stockholm are mai multe. Pentru cei care nu știu, acum vreo două zile a fost ceva viol făcut de vreo două, trei zile, până nu mai știu exact, făcut de musulmani. Uh-huh. Între timp, un alt viol care a fost transmis pe Facebook... Și violatorii identificați nu vor fi expulzați din Suedia. Da, și vor primi probabil până în 3 ani de pânăre, din care vor face un an jumate maxim. Băi, eu știu violatorii în Suedia care au luat o lună de pușcărie. Dar sunt în Suedia cazuri de viol tot așa. Făcut. Da, 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 muncă în folosul comunității, amendă. Inclusiv pentru situații în care existau filmări, adică nu exista niciun dubiu că s-a întâmplat violul. Nu e ca și cum era caz dubios și instanței a fost frică sau... Nu, era caz cât se poate de clear cut. Asta se întâmplă destul de des în Sverigestan, cum îmi place mie să le zic. Și majoritatea lucrurilor pe care le spunem astăzi despre Suedia o să le demonstrez, pentru că merg în Suedia în iunie și merg în Rinkeby, în Husby și o să le filmez. Și dacă o să am bani, o să am bani, o să mă duc și în Malmö, depinde și de shekel din nou, dar o să mă duc, măcar în Stockholm, în cele 3 no-go zone-uri din Stockholm o să merg, dar dacă am bani merg și în Malmö, în Rosengård în special, în zona de no-go zone-ul de acolo.
Să vi le arăt, pentru că mai ales în presa română încă există în continuare. Voi încă aveți impresia că chestiile alea sunt fake news, că nu există, că-s povești. Fraților, amintiți-vă o chestie. Când germanii făceau ghetouri de evrei, multă lume credea că alea sunt povești. Mm-hmm. Pentru că propaganda așa spunea, că alea sunt povești. Mm-hmm. Nu, astea nu sunt povești. Da. Nu sunt povești. Sunt chestii documentate, nu de că să ducă el să le documenteze, dar sunt alții care au fost înainte și au filmat și au luat bătaie pentru că au filmat. Cel mai recent, da, o echipă de la televiziunea australiană, de la ABC, parcă, Australian Broadcast Corporation, da, și-au luat bătaie și au avut echipamentul, a fost distrus de către rezidenții pașnici din Huespe, ghiciți etnia și religia, nu, iau toți arabi musulmani, hai să nu... Lucrurile astea sunt... It could be any type of religion. And it's Islam. Da. Feministele fug de acolo să plâng de niște rezultate care sunt absolut firești când primești cu zecile de mii credincioși într-o Allah și într-o Sharia. Și după aia vin cu soluția, facem planificare urbană feministă. Și că eu sunt la rău când spun că stânga e principalul dușman, nu islamul. La islam știu la ce să mă aștept. Dar din cauza cârpelor de genul ăsta, lucrurile stau mult mai grav decât asta altfel. Bă, muierele astea care au făcut chestia asta, e o vorbă printre noi conservatorii. Fetelor, all you need is Jesus and the fucking good dicking. Fix, fix. Trebuie o pulă serioasă, da. Și o țără de idei conservatoare. Da, da. Bun, trecem mai departe. Rămânem în sfera chestiilor foarte nașpa, mergem în Africa. Eyewitness News. Namibia va forța afacerile deținute de albi să vândă 25% din participațiuni unor negri. Președintele Hage Geingob a zis că Namibia va obliga afacerile deținute de albi să vândă 25% din participațiuni negrilor, argumentând că țara sa este una dintre cele mai inegale din lume. Un proiect de lege numit Cadrul de lucru pentru emanciparea economică a Namibiei se așteptat să treacă în curând prin guvern, a spus președintele într-un discurs miercuri aceasta. Albii reprezintă 6% din populația Namibiei, care numără 2,4 milioane de suflete, dar albii domină autoritar mediul de afaceri al țării. Majoritatea namibienilor rămân excluși la nivel structural din participarea lor semnificativă la nivelul economiei. Așa cum am arătat mai devreme, incluziunea asigură armonie, iar excluziunea asigură discordie, mai spune președintele Namibiei. Sugiu. Să înțeleg că... Deci, după... Asta e una. Doi. Dacă sunt așa de excluși, cu ce își vor cumpăra 25% din participațiuni? Probabil subvenționează guvernul din banii extrași tot de la albi. Serios, cu ce vor cumpăra acțiunile alea? Pentru că eu dacă am chef, îmi stabilesc un preț frumușel pentru afacerea mea, pentru sfertul ăla de afacere, vreau să văd cu ce căcat o să-l cumpere. Și dacă n-ai cu ce-l cumpăra, ce o să-mi faci tu ca guvern dacă nimeni nu mi-l cumpără, că prețul e ăla care îi? O să mă forțez să dau un preț la puterea lor de cumpărare? E, în cazul ăsta, sunt jocut-o cu coaie. Da, exact. Plus că ce nu înțeleg, și asta o să mai dureze, cred că încă 50 de ani până înțeleg africanii lucrul ăsta. Bine, și nouă ne-au luat, nouă europenilor ne-au luat vreo 100 de ani să înțelegem. Comunismul e cancer, comunismul nu funcționează. Fratele meu, nu ne-au luat 100 de ani, încă ne ia timp. Da, și încă ne ia, dar oricum avem o înțelegere ceva mai bună decât africanii. Noi, este europenii, da, înțelegem că comunismul e cancer. Pentru că l-am suferit. Vestea europene cred că au nevoie și ei de vreo cură de 30 de ani de Ceaușescu ca să vedească. Absolut. Dar de una din aia în care Ceaușescu a plătit toată datoria externă. Da. Poțiunea, din aia din 70, nu. De aia de 84, 85, 86. Europa încă învață ce înseamnă comunismul și o să se ducă în cap urât de tot tare, pentru că ei nu văd mai departe de ziua de mâine. Pana mea. Nu știu, la fel și africanii. O să fiu nașpa, da, o să fiu foarte nașpa. Statistic, IQ mediu, africani, da, e mai mic decât cel din 80 Europa. 80 la... Nu, cred că e un pic mai mare de 80. 90, dacă am spus spre 90. Da, undeva pe acolo. E mai mic, el în Europa e 101, parcă. Așa. În România e 104, în pana mea. Nu, tot 101, mi se pare că e chiar 100, sau 100, oricum. Suntem pe acolo. Pe aproape. Dar, bă, sunteți stâmpiți. N-o să, ori o să fie niște prețuri din alea în care nimeni nu o să cumpere nimic,
Și o să fie legea inutilă. Și legea o să fie inutilă. Ăla-i best case scenario. Best, da, absolut. Best case scenario. Ori o să fie, cum se cheamă țara aia cu inflație de 23 de milioane la 100? Zimbabwe. Așa. Formerly Rhodesia. Cam acolo ne uităm. Bine, acum așa au făcut stabilizarea și zimbabwenii, dar... Da, pentru că folosesc dolarul american. Basically, da. Bine, să nu uităm, Zimbabwe este condusă de unul din foștii buni prieteni al lui Ceaușescu, că Mugabe e tot acolo, are 100 de ani și tot acolo. Și bălai e ceaușist pe bune, că la modul că Mugabe a învățat economie de la Ceaușescu. That's not an appreciation to Ceaușescu. Dar nu, pe bune. Și Zimbabwe e în stare de inflație din aia turbată, foamete... Cât cuprinde, cât da. Cuprinde, nu. Acolo ne uităm și la Namibia, dacă treaba asta o să meargă cum vrea președintele Namibiei. Uh-huh. Dacă o să meargă cum vor albii, o să fie o lege inutilă. Da. Nu, dar Zimbabwe a făcut aceeași chestie. Au confiscat afacerile deținute de albi și le-au redistribuit către negri pe criteriu exclusiv rasist, fără nicio legătură cu economia, piața, cu și orice. Și cum era treaba cu egalitatea între rase, mă? A, bine, dar aia e numai pentru noi, mă. Pentru africani, nu. Adică, ei au voie să fie rasiști, noi nu avem voie să fie rasiști. A, stai că am auzit că nu există reverse racism. Da. Așa, exact. Știi? Deci nu. Dacă se întâmpla, închipuiți-vă ce s-ar întâmpla dacă, uite, de exemplu, negri dețin o porțiune semnificativă din afacerile în domeniul sportului în Statele Unite. Ce s-ar întâmpla dacă Trump a dat un decret și a spune toate afacerile deținute din domeniul sportului, deținute în mod mare autoritate de negri, sunt obligate să vândă 25% din participațiuni albilor. Are și al treilea război mondial. Are și al treilea război mondial. În momentul în care negrii fac fix același rahat, cumva ar trebui să fim un pic de compasiune. Nu, mie mi se pare asta motiv de diplomație, mother of all diplomacy. Bomb the shit out of them. Da, sigur că da. Nu, acum revenim serios. Chiar dacă sunt minoritate albi acolo, bomb the shit out of them. Da, nu, banii nu au culoare, nu au Dumnezeu, nu au origine etnică, nu au nimic. Exact. Și mai important decât atât, dacă se va întâmpla, va ajunge la fel ca, poate un pic mai puțin rău decât Zimbabwe. De ce? Pentru că e o țară un pic mai dezvoltată în Namibia, că pe bune, nu e o țară, deci nu e ca Zimbabwe. E un pic mai spre lumea a doua, așa, nu e în lumea a cincea ca Zimbabwe. Prin urmare, și consecințele vor fi semnificativ mai puțin nașpa, da, dar vor fi, fără niciun dubiu. Și exact cum a pățit acum Mugabe să roagă de albi să toarcă înapoi să managerieze firmele. Da, 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 da. Știi? Și albi ceva de genul, tu glumești? Nu. Stai puțin. Da. Albii de acum practic stau și se uită. Mă, fraților, ați vrut să ne luați tot. No, acum descurcați-vă. Da, sigur că da. California? Independență? Uitați-vă la Zimbabwe. Da, deci Zimbabwe are independență netă. Pe bune, e o țară independentă, ea are dreptul independent de a muri de foame. Absolut. Dar e dreptul lor să moară de foame. Da, sigur că da, dar m-ai auzit pe mine să le contest? Eu nu contest, eu sunt de acord cu independența tuturor popoarelor. Bun. Trecem mai departe, următoarea. British Brainwash Corporation, absolut surprinzător. Titlul The Rise of Left-Wing Anti-Trump Fake News. Proliferarea știrilor de stânga cu părtinire anti-Trump și false. De la ultimele alegeri prezidențiale din SUA, site-urile care pretind că fac fact-checking raportează o creștere vertiginoasă a știrilor anti-Trump, pe care aceștia le numesc știri false stângiste. Site-ul Snopes a declarat pentru Radio BBC Trending că în ultima săptămână, de exemplu, au demontat mai multe știri anti-republicane decât pro-republicane. Un exemplu de știre incorrectă a fost imaginea manipulată digital care sugera că Trump ar fi avut diaree într-o recentă partidă de golf. Altă poveste falsă sugera că Trump ar fi profitat personal de pe urma atacului cu rachete întreprins în Siria. Știrile false afectează atât dreapta cât și stânga, îi afectează atât pe cei educați cât și pe cei mai puțin educați. Stereotipul că știrile false sunt doar apanajul țăranilor needucați conservatori e pur și simplu o minciună, spune Jeff Green, CEO-ul Trade Desk, o companie publicitară care recent a efectuat un studiu pentru CBS pe acest subiect. Stângiștii care consumă știri false sunt de 34 de ori mai probabil decât populația generală să fie absolvenți de studii universitare, spune Green. Pe de altă parte, dreptacii care consumă știri false sunt de 18 ori mai probabil decât populația generală să fie în top 20% cei mai bogați oameni. Mă rog, articolul e foarte lung. Deci cum e treaba cu educat și prost? Da, da, sunt șocat absolut deloc. Următoarea știu o să fie fix despre educație. Nu sunt deloc surprins. N-am întâlnit până acum. Ce ai fi surprins? În mod surprinzător, singurii stângiși deștepți pe care îi cunosc sunt oameni care n-au școli superioare.
care au ajuns cumva, chiar dacă greșit, dar au ajuns... Prin raționamentul lui. Da, 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 prin raționamentul lor au ajuns la concluzii care sunt greșite factual, dar măcar de bine de rău știu să și le explice. Leftiștii... Au un curs logic. Da, 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 leftiștii academici, băi, cam fără excepție până acum, nu cunosc academician de stânga care să nu fie dobitoc sinistru. Pe bune, nu cunosc. Marga? Dar Marga nu e chiar de stânga, nu, gândește mai degrabă la Călin Goina. Uite, Călin Goina, de exemplu, un exemplu bun de dobitoc sinistru. Care zice cu nălea, că eu am diplomă de la Oxford, cacte pe ea. Pe bune, cacte pe ea. Pentru cine nu știe, Călin Goină, Goină, nu? Goină, îl cheamă? Da. Să fie sănătos. Călin Goină este profesor universitar la Facultatea de Sociologie de la UBB. Un dobitoc sinistru, un stângist cum n-am văzut. Cred că îl bate pe Cacnel Crețu. Da, da, by far. Cornel Crețu fiind alt specimen de genul. Dar măcar ăla nu-i prof universitar. Da. Sau de azi de-a. Așa. Pentru cei care ne mai urmăresc și care mai știu despre mișcarea ateie din istorie, Cornel Crețu e proful de religie. Da, 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 avea blogul proful de religie, blogspot.com. Dar nu, Cornel Crețu are niște limite, nu-i chiar atât de dobitoc. Dar Goină, de exemplu, e un bun exemplu. Goină, ăsta, cum o cheamă... Eni Covințe, sunt câțiva din ăștia, hai să dăm și de la București exemple. Ade Jelescu, mă cheamă pe Mihaela Miroiu, poftim, exemple. Mirela Miroiu. Mihaela Miroiu. Nu mai e aia la altă care e la Sur, una grasă. Monica Belițoiu. Așa. Ca să dăm exemple și din București. Nevasta lui fostul parlamentar, că i-am uitat numele. Ioana Staniloiu, da? Ioana Staniloiu, Remus Cernea. Da, da, noi ziceam exemple de oameni din mediul academic, știi, de asta rămâneam. Dar ca regulă, deci asta mi se pare perfect firesc, câteodată mă întreb, ai avea nevoie de studiu de chestia asta? Spune, domnule, stângiștii care consumă știri false sunt de 34 de ori mai probabil decât populația generală să fie absolvenți studii universitare. Bănuiesc că îmi trebuia studiu ca să știu că sunt de 34 de ori mai probabil, dar empiric și prin ochiometru te prinzi că... Știi de ce? Majoritatea oamenilor care nu au studii universitare fie pun votul la chestii tâmpite, fie le gândesc din logica lor, aia de oameni sărmani, de oameni needucați, de cum vrei să le spui. Bă, n-are logică chestia aia, nu se pupă cu ce știu eu în realitate. Da, 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 da. De asta, de exemplu, poveștile alea de genul hai să pretindem că băieții sunt fete și fetele sunt băieți, toată demența transgenderistă nu are succes absolut deloc. Nu numai în România, oriunde în afara unei universități. Pentru că orice om normal știe că stai dure puțin, dar nu se poate așa ceva. Adică cum, tu îmi spui mie că a mea este un construct social, nu funcționează așa ceva. Cum adică e un construct social? Vrei să o scoți țoară? Exact, exact. Drept urmare... Dar am auzit mai nou pe Marea Britanie că biologia este un construct social, anatomia umană e un construct social. Da, 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 într-adevăr. Da. Și după aceea marmota înverea ciocolata în staniol, nu? Motivul, dar și în Marea Britanie aceeași chestie. Prostiile de genul ăsta le vezi în orașele mari. În secunda în care ai ieșit în orașele mici, și numai cele dominate musulmani, că acolo clar nu funcționează, dar și în alea unde nu sunt musulmani, e în Țara Galilor. Unde vrei tu în Țara Galilor? Spune-le aia de transgenerism, îți râd în nas, spune-le, te iași la bătaie, îți pleacă de aici. Întrebarea mea, eu zic că e o întrebare legitimă, sincer. Bă, fraților, ăștia în campusurile universitare, care susțin căcaturi de gen, bă, ce fumează? Ce trag pe nas? Nu știu. Nu știu, dar whatever it is, it should be illegal. Bă, ce bagă în ei, frate, să ajungă să creadă căcaturi de genul ăsta? Asta ca să nu ne întoarcem la studiile mai vechi care spun că majoritatea militanților de stânga sunt tineri mumoși educați și neangajați. A, sigur că da, sigur că da. Care sunt șomeri, sunt ONG-și de profesie, care stau acasă și fac scandal pe Facebook. Sigur sau că pe stradă și distrug proprietăți. Bă, ce fumați, fraților? Ce băgați în voi? Spuneți-mi și serios acum. Eu am stat la masă cu Călin Goină la una din conferințele ASUR. Bă, n-am înțeles ce fumează omul ăla. Dar ți-am zis, orice a fumat trebuie să fie ilegal. Și eram la aceeași masă, eu, George, dascălul pe care îl știi, Steve, Călin Goină și ăla de la Patrir, cum căcat îl cheamă, că am uitat? Da, norvegianul ăla, da. Norvegianul de la Patrir și Monica Belițoiu.
Bă, de ce am auzit în penii pe care le-am auzit în viața mea? Da. Gardeam cu George, m-am stricat. Pe de altă parte, o cred și pe asta, cu dreptacii care consumă știe false sunt de 18 ori mai probabil decât populația generală să fie în top 20% cei mai bogați. De ce o cred? Pentru că oamenii bogați trebuie să fie ocupați. Da, și n-au timp să analizeze. N-au timp să stea să facă fact-checking pe net și, și plus că zice oamenii care consumă, neapărat și care și cred. A, da. Așa că ăla o vede, poate o crede, poate nu, bine, whatever, scroll further. Și atât, că n-are timp să stea să facă fact-checking. Dar faptul că consumatorii principali de știri false sunt stângiști educați. Nu ne miră. Nu ne miră, dar singura surpriză este că apare chestia asta pe BBC. Nu m-aș fi așteptat la BBC. Da. BBC, you ok? you ok? Got something to drink? Da. Bun, rămânem în zona site-urilor de extremă stânga, de la BBC trecem la CNN. Iarăși o chestie ce dracu fumează ăștia. CNN titrează, studenții de la Harvard au lansat un curs dedicat rezistenței agendei lui Trump. Îmi vine să-i pun eu hashtag resist, că nu... N-am birou aici să fac... Head, face desk. Face desk. Na, zice așa, miercuri studenții de la Harvard au mers la prima zi a Școlii Rezistenței, un curs de 4 săptămâni în activism anti-Trump, creat de studenții progresiști de la Școala de Guvernare Kennedy din cadrul universității. Cursul este deschis oamenilor din toată SUA și din restul lumii. Organizatorii programului spun că speră să învețe pe activiști să, cităm, își întărească abilitățile de care au nevoie pentru a se angaja în acțiune colectivă și eficientă de rezistență în fața agendei Trump, am încheiat citatul. Acest program apare ca urmare a unor proteste, precum Marșul Femeilor și Marșul pentru Știință, organizate de progresiști din toate colțurile în lunile ce au urmat inaugurării lui Donald Trump ca președinte al SUA. Site-ul programului spune că sesiunile vor conține cursuri precum cum să ne comunicăm valorile în activismul politic sau cum să structurăm și să construim infrastructura necesară a activismului politic. Până acum, organizatorii spun că au înscrise circa 3.000 de grupuri, înscrise reprezentând peste 10.000 de oameni. Ei încurajează populația să se înscrie ca grup și nu ca indivizi. Lectorii programului includ profesori universitari, actualul vicepreședinte al DNC, adică Partidului Democrat, și un absolvent al Academiei Obama for America, dar ei spun că nu au niciun parteneriat oficial cu instituții progresiste sau din cadrul Partidului Democrat. Mai trebuie menționat, nu scrie articolul pentru că potato, vicepreședintele Conferinței Naționale Democratice este Keith Ellison, care e un islamist antisemit fascist care își dorește instaurarea legii Sharia în Statele Unite. Este primul și deocamdată singurul congresmen musulman ales în istoria SUA, pare mi se că din Louisiana, dar s-ar putea să greșesc statul. Mi-a murit jumătate de creier. Pe bune, școală în activism anti-Trump într-o universitate care e Harvard, totuși, nu-i spiu, Haret. Eu când zic că universitățile sunt un azil de nebuni, nu glumesc. Astea sunt motivele pentru că știri de genul ăsta și zilnic, cu zecile, zilnic sunt cu zecile știri de genul ăsta care pe orice om normal îl fac să spună mă pișpere și universități. Am mai întrebat și mai întreb odată. Oamenii ăștia care organizează cursurile astea, bă, nu râd când scriu cursurile. Da, pentru că dacă le-aș scrie eu, aș râde în continuu și ar avea multe typo-uri din cauza faptului că îmi cad lacrimile de râs pe tastatură. Bă, fraților, așa ceva este absolut imposibil. Pentru cei mai în vârstă decât noi doi, care au prins o anumită perioadă din istorie, vă mai amintiți de Academia Gheorghiu Dej? Nu, Ștefan Gheorghiu. Ștefan Gheorghiu, pardon. Da, bine, dar exact nu e pentru, pentru cei bătrâni, și cei tineri pot... A, nu, că acum Ștefan Gheorghiu e cheamă SNSPA. Da, și același lucru, face fix același lucru. Da, exact. Același obiect de activitate. Vă mai aminti? Știți că nu, ăsta e mai nașpa ca alea. Da, da, e școală de școli... De școlit propagandist. De școlit cadre, da, cadre de propagandă pentru Partidul Comunist, basically. Că asta este, acum Partidul Democrat, bine, Partidul Comunist. Deci, e o temență. Să te înscrii ca grup și nu ca individ. Da. Ca individ. Bă, fraților, identitatea fiecăruia din noi o dus către progres. Mm-hmm. Individualizarea nevoilor o dus către un anumit progres. Sigur că da. În momentul în care pui grupul deasupra nevoilor individului, you're kind of fucked. Da, și mai ales când o face în mod consecvent, ceea ce stângiștii americani o fac și stângiștii exact. În general o fac, numai stângiștii americani. You're kind of fucked.
Pe de altă parte, eu o să spun și ceva care nu o să le placă conservatorilor, și anume că și noi ar trebui să facem chestii din astea. Ah, da! Noi ar trebui să avem școală de propagandă care să lupte la nivel cultural cu... Da, sigur că da. Demența. Deci chestii de genul ăsta, și eu chiar să vreau să fac la un moment dat în România chestii de genul ăsta, s-ar putea chiar inclusiv anul ăsta. Just saying. Chestiile astea ar trebui făcute, trebuie să le facem și noi. Pentru că nu te poți... Stânga folosește absolut toate armele posibile și imposibile, imaginabile și inimaginabile, ca să-și obțină dominația culturală. În vreme ce noi la dreapta trebuie să ne... vorba vine, certăm, să ne explicăm inclusiv bazii noastre că... Băi, stai așa, că vine rău, domnule, că înjuri prea mult, că... Păi stai puțin, stânga vine și îmi pune cochii dezbrăcați în reclamă pro-leftistă și pro-imigraționistă și eu n-am voie să-i bag în mamilor ca răspuns, pentru că nu-i frumos să înjuri. Cam acolo e. Am mai avut comentarii și în podcastul ăsta, care mi se spunea că înjurăm. Am încercat să-i explic și eu ea în scris și vă mai spunem o dată. Nu, fraților, folosim limbajul pe care îl folosim pentru că oamenii către care e targetat podcastul ăsta nu sunt mediu academic, nu. Sunt masele de votanți din care sperăm din când în când să mai trezim câte un PSD-ist să mai voteze și altceva, nu numai PSD. Noi nu avem pretenția că facem dezbateri la nivel academic. Vreți dezbateri la nivel academic, le putem organiza. Da. Donit. Da. Nu, aici, cum am mai zis noi și când înainte să plecăm la Dej, noi suntem niște băieți care stăm pe o canapea într-un cartier muncitoresc din Cluj. Atât. Nu avem pretenții mai înalte. S-a schimbat canapeaua pentru că a schimbat camera până acum, că nu-i nevastă mai acasă și am vrut să filmez aici. Pentru aia care încă mai cred că femeia e sub papucul bărbatului în cuplurile tradiționale, nu, eu nu pot să filmez în living, că doarme câteodată nevastă. Da. Da. Nu, acum serios. Deci chestia este așa, să organizăm cursuri de, nu da, chiar de propagandă, dar mai ales de școlit activiști, oameni lecții care deja de cred, manipulare. Exact, oameni care deja cred lucrurile pe care le credem noi, să învățăm cum să le disemineze. Astea sunt chestii pe care noi la dreapta trebuie să le facem. Și cu cât ne trezim mai repede să le facem în loc să teoretizăm că, domnule, dar oare e bine, dacă nu cumva e imoral, that ship sailed a long time ago. În secunda în care întreg stabilimentul mediatic și academic al societăților occidentale, inclusiv al României, au decis că agit propriu este legitim, dezbaterea dacă... Nu există dezbatere morală. Da. Nu poți, știi, fight fire with fire sau cui pe cui să scoate, cum zice înțelepciunea românească. Cuile o fi ele imorale, dar la sfârșitul zilei când îți bate la un cui, trebuie să-l scoți cu un alt cui. Absolut. Și aia e. Vrei, te ajut, le predau lecții de manipulare. Dar nu, eu chiar mă gândesc serios la chestii de genul ăsta, la organizat cursuri de genul ăsta. Și asta și m-am gândit că nu e exagerat de scump. E scumpus, dar nu e foarte scump. La sfârșitul zilei poți face rost de spații gratuite. Dar nu, serios, astea sunt chestii pe care trebuie să le facem și noi. Nu o să le facem niciodată la nivelul UBB-ului sau la nivelul Harvard-ului. Dar nici nu vreau să le fac la nivelul UBB-ului. Dar nici nu-i nevoie. Nu vreau. Ce explicam unuia din abonații de la noi, de la podcast, chestiile astea se fac pas cu pas, puțin câte puțin. E o vorbă latină, degeaba faci cu mult ceea ce poți face cu puțin. Încetişor. Câțiva oameni, dacă îi școlim în chestii de genul ăsta, ăia or să ducă și or să împrăștie mai departe. Și uite așa, ușor, ușor, o să ajungem să le dăm oamenilor de gândit. Măcar să le dăm de gândit. Da, pe dar la sfârșitul zilei poartea cea mai complicată, dar și cea mai importantă în orice activist politic este să plantezi sămânța îndoielii. Absolut. Că după aia de acolo încolțește singură, că așa funcționează. Ăsta e și scopul podcastului până la urmă, să le dăm unora măcar puțin atât. Da, zic că dacă schimbăm mentalitatea a doi oameni pe an, deja e un imens progres. Deci, cred că doi oameni pe an e un obiectiv realist. Și apropo, comentarii și negative, așteptăm. Da, dacă aveți un limbaj civilizat, bine, dacă nu, să vă mirați dacă vă băgăm în... Da, absolut. Că eu nu cenzurez pentru înjurături în comentarii, dar răspund în natură. Nu mai zic. Bun, ultima știre pe astăzi, de la Daily Wire, organizatorii Marșului pentru Știință, citat, bombardarea statului islamic a reprezentat știința militarizată împotriva popoarelor marginalizate. Am încheiat citatul. Organizația din spatele Marșului pentru Știință a atacat administrația Trump pentru că a lansat mama tuturor bombelor sau mama tuturor diplomaților, cum le zic eu, asupra statului islamic, numind-o un exemplu de cum știința este militarizată împotriva popoarelor marginalizate.
Faptul că administrația Trump intenționează să distrugă statul islamic, indiferent de costuri, este mai puțin important decât susținerea comunităților vulnerabile și marginalizate din SUA. Nu este însă clar la care dintre aceste comunități se referă organizatorii. Oare? În al doilea rând, având în vedere că statul islamic a comis acte de terorism peste tot în lume, inclusiv în Statele Unite, ai crede că așa zisele comunități vulnerabile și marginalizate din SUA ar fi la rândul lor îngrijorate cu privire la viețile lor dacă ISIS nu este distrus înainte ca ei să le distrugă pe noi? Și în ultimul rând, referirea la ISIS ca popor vulnerabil este de departe cea mai dementă caracterizare slobozită vreodată în spațiul public. Dar din nou, aici vorbim despre oameni de știință leftiști, același grup care a decis că e mai bine să anuleze ideea de a-l avea pe Bill Nye în vârful marșului pentru că acesta este prea alb. Am încheiat citatul. Daily Wire e publicația noastră preferată pentru că le scrie așa. Între timp... ăștia de la administrația Trump, restul, găștii, bă, băieți, faceți-vă un, un stoc serios de cămăși de forță, o să aveți nevoie pentru așa. Serios, mai deschideți vreo 2-3 zile, să știți că Mayfield nu e destul. Da. Nu, dar la faze din astea, inițial când am început să promovez ideea leftism is a mental disorder, o zis lumea că sunt extremist. Nu, ăsta da, e. Dar poate. Pe urmă a început să apară știrile, că eu am fost un pic before the curve, știi? Pe urmă au început să apară știrile de genul ăsta și începi să te gândești, nu, cameră capitonată, cămașă de forță, medicamente, neapărat. Că circulezi de la de cauciuc în jurul capului. Da, absolut necesar, în special pentru cazurile extreme de genul ăstora cu marșul pentru știință, care apropo, uite, asta e o chestie, altă chestie, inclusiv, uite, zice, marșul pentru viață chiar are ceva pentru viață. Marșul pentru știință n-are absolut nicio legătură cu știința. Nu, marșul pentru știință a devenit un marș de susținere a bombardațiilor. Da. A inamicilor civilizației, exact. Basically. Fraților, nu bombardăm oameni care n-au nicio vină. Nu. Potrimis the Emperor, the mother of all bombs, tocmai pentru că ăia ori devenit de nesuportat și făcut atât de mult rahat în lume, nu numai la ei acasă. Mm-hmm. Să ne înțelegem, nu numai la ei acasă, exact. Orlando, mm-hmm. Statele Unite și alte multe locații din Europa, mm-hmm. nu le mai enumerăm că ne plictisim, nu, de aia i-au bătut în cap cu bomba aia, da. Și ghiși ce, mai au încă 20. Bine, 20 sunt gata făcute, dar poți fi gata până săptămâna viitoare. Care ci că expiră în 2018. Da, uite, eficientizarea costurilor, scăpăm de alea, mai facem altele. Da, nu, mama tuturor diplomațiilor a fost foarte binevenită. La sfârșitul zilei o distrus o rețea foarte importantă de tunele pe care o folosea statul islamic ca să plimbe dintr-o țară în alta. Să nu uităm, trimiterea de diplomație a mamei tuturor diplomațiilor a fost în parțial la rugămintea guvernului afgan. Absolut. Pentru că și guvernul afgan s-a săturat de ei. Absolut. În momentul în care un guvern dintr-o țară care a fost cândva talibană îți spune, bă, tată, dăm și mie o bombă aici. Da, pentru că zona la sfârșitul zilei a fost aleasă în coordonare cu serviciile afgane. Că doar... Serviciile afgane cu serviciile rusești până la urmă. Da, sigur că eu am anunțat, bă... Roiu. Bine, aia nu, aia cu anunțat-o a fost în Siria, nu, în Afganistan au fost cu serviciile afgane, care și aia sătui de ei ca de mere pădurețe și au zis, bun, gata, ok, aruncăm acolo, aveți la dispoziție 3 ore, vă mutați de acolo, cu tot cu sat, dacă e nevoie, că, bine, nu a fost nevoie până la urmă, dar vă mutați mai mulți, că o să dăm o chestie mare, o să fie Big League, ceea ce și fost de altfel, cu o să dăm crate, nu s-a văzut. 3 km numai diametru explozii. Da, aproape 3 km, da, nu, o milă jumate, cât vine asta, 2 km și... Da, aproape 3 km. 3 km. Da. Păi, în specificațiile tehnice ale bombei, spune că explozia are o rază de undeva la 1 km jumate. O milă, da. Da, deci diametru e 3 km. 3 km, da, hai că nu e eficientă chiar la... La 10 de centimetri. Da. Da. Dar oricum, e mare. Și, bă, din nou, rețeaua de tunele distrusă acolo era clar că era și activă din moment ce, pe măsură ce mai trece timpul, mai apare. Ultima dată, înainte să ne apucăm de registrat, era raportat 91 de combatanți ISIS au fost găsiți morți. Deci era în timpul folosirii rețeaua de tunele. Nu era că era o chestie abandonată. Care... Nu. Era o chestie care era importantă pentru operațiunile statului islamic. Și mi se pare... Trump, Tillerson... Mai vreau. Da, sigur că da, nu. Diplomația este foarte bună și când e cu mama tuturor diplomațiilor este chiar foarte bună, nu. Diplomația este excelentă. Nu, chiar ne plac diplomații.
Mai ales ăștia cu aripioare și cu vârf explozibil. Da. Nu, adică, și faptul că stânga adoptă o poziție, asta e isterică de acum, popor marginalizat, copiii, aia e organizație teroristă pe care inclusiv musulmanii o recunosc ca atare. Adică, pe bune, nu-i nimeni care să spună că ISIS nu e o organizație teroristă. Nu, ei sunt cretini. Ăla-i popor marginalizat. Jesus fucking Christ, pe bune? Un popor marginalizat n-ar avea echipaje de propagandă, n-ar avea telefoane de ultimă generație cu care să facă propagandă. Sigur că da. N-ar avea armament. Greu, în special armament greu. Ce le lipsește ISIS, celor de la ISIS e aviația. Da, de asta încă n-au. Probabil că nici nu o să mai aibă, că e un new sheriff in town și probabil că... Da. Exact. Dar dacă mai e, dacă câștiga Shillery sau... Da, ăștia aveau și aviație curând. Da. Absolut. Adică, nu știu, v-am mai zis și când a fost cu diplomația, cei 59 de diplomați trimiși în Siria, dacă ne întrebați dacă îl mai susținem pe Trump, da, mai mult decât înainte să trimită diplomație. Trump, we want more diplomacy that weighs around 22,000 pounds. More diplomacy like that. Da. Și mai ales, uite, cum e diplomația în Coreea de Nord, 100 și ceva de mii de tone de diplomație. Perfect. Foarte bun, okay. Foarte bun. Super. Foarte bun. Da, știm, războaiele sunt o chestie nașpa, se pierd vieți. Mor mulți nevinovați. Ok, de acord cu chestia asta. Dar hai să privim costurile pe ansamblu. Mor 1000 de nevinovați în Siria bombardând alți 2000 de combatanți ISIS, să spunem. Da? Da. Dar în același timp avem pace în restul lumii, că ISIS nu mai face tămbălă. Plus că să nu uităm, în Siria sunt 0 civilian casualties după diplomația lui Trump. În Afganistan, 0 civilian casualties, deci mai eficient de atât nici că poți. Absolut, absolut. Asta e una. 2. Bă, chiar îmi doresc să mă duc într-o capitală europeană, cum e Parisul, cum e Amsterdamul, cum e Stockholmul, într-o zi de genul Crăciun sau Revelion și să nu sau văd pe stradă poliție cu armament, cu muniție de război. Da. Cum e România, de exemplu. Sau Budapesta, sau Sofia. Fără căcaturi de genul. În România zilele astea o să ieșim pe stradă, sper să ieșim să filmăm, să vă arătăm că nu există poliție armată. Mai grav, orașul e gol. Da. E gol, că lumea se duce să se distreze. Da, dar vezi, în România te poți distra... Adică chestii pe care noi românii le luăm ca atare, ca fiind fierești... Pentru noi ales granted. Da. În lumea civilizată nu mai sunt granted din cauza îmbogățirii culturale și progresului adus de religia păcii. Mă întreb dacă îmi pare rău de o bombă care a picat în lumea a treia. Stai să mă gândesc. Câte mai erau pe stoc? O să-mi pare rău când nu mai sunt. Când nu mai sunt. Să așteptăm până mai fabrică. Da. Și mai e gluma aia cu... Nu trebuie să ne temem de America când dau 20 de bombe și 60 de bombe. Să ne temem când dau 2. Când dau 2 și pleacă. Da, fix așa. Da. În momentul în care dau 2 și pleacă. Bine, acum teoretic ca forța exploziei asta a fost mai puternică decât alea 2 pe care le-au dat atunci. Că na. Deci de-aia zic, adică cam atunci e momentul să te temi de America când dau 2 și pleacă. Acum o dată una mai mare și vreo 59 mai mici. Business as usual. Bun, cam atât cu știrile pe astăzi. Ce să zic, ce Paște fericit celor care chiar sărbătoriți. Bine, și tehnic vorbim și noi îl sărbătorim, că stăm pe acasă. Sărbători fericite, ca să fie pentru toți. Nu, că aia e prea comunistă, sărbători fericite. Paște fericit pentru aia care sunt creștini, noi suntem atei, dar Hristos a înviat, fraților. Da. Asta apropo de fapt, uite, o altă chestie. Acum de când e Trump să spune Paște fericit, să spune Crăciun fericit. It's not happy holidays. Da, băi, nu. Asta cu sărbători fericite nici mie nu prea îmi place, pentru că sună prea obliterează o tradiție care există de atât de mult timp, încât stă foarte bine acolo, nu afectează pe nimeni. Exact cum zicea Pat Condell, alt ateu conservator care ne place nouă,
Bă, nu, astea cu decorul de Paște, decorul de Crăciun nu transmite un mesaj de excludere decât dobitocilor care vor să simtă excluși. Pentru noi restul nu transmite niciun fel de mesaj de excludere și noi o să sărbătorim Paștele la modul că o stăm acasă, o să ne... Eu o să ciocnesc cu ouă cu ficiorul meu. Da, sigur că da. Îmi pare rău că n-am și fetele cu mine acum de sărbători. Da, nu, noi sărbătorim în stilul nostru, acceptăm tradiția aia... Și ne bucurăm de zilele libere. Da, sigur că da, sigur că da. Bine, oricum da. O să fie puține zile libere, că după aia începe balmanul de știri și... Asta e, no, dar măcar acum avem două zile în care ne putem cât de cât relaxa. Da. Da, în fine, Paște fericit, fraților. Da. Și ne vedem săptămâna viitoare. Nu, săptămâna viitoare nu ne vedem, săptămâna viitoare e 20... Nu. Ești plecat. Da, nici săptămâna viitoare, nici cealaltă. Deci ne vedem peste 2-3 peste săptămâni. Peste 3 săptămâni, în principiu, da, după 1 mai. Cu atât mai bine, să adună 3 săptămâni de știri, o să fie... O să facem un podcast în 2 episoade. O să trebuiască să facem o muncă din aia de... O punem și pe asta în podcast, nu că deja sunt prea multe. Că și acum, la fel, aceeași chestie. Varianta inițială a fișierului de scenariu avea 3 ore jumate. Și am zis că nu-i bun. Bun, Paște fericit tuturor, vă mulțumim că ne-ați susținut financiar de mersul la Dej. Vă așteptăm în continuare. Și în principiu subscribe. Da, și în formatul ăsta ne vedem în principiu în 3 săptămâni. Servus.